sleeping, there was snooze on me. I was dreaming about food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. The failures in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your business, yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit, took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am uncomfortable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path and with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm a puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Gata, băieți, gata, mă, nerăbdător sunteți să mă bată mama de nou. Type, salut, Victor, salut, Snopică, Găină, Cristian, te salut cu respect, Șandor, Cosmin, hai să citim lumea pe aici care e pe zona. Cine mai e pe zona? Cosmin, fac Răzvan, cine mai era, Costi, ia uite, bă, ce de lume. Seara bună, a venit berea pe zona. Bandit David, te salut cu respect. Bine ați venit, bă, băieți, la runda 2, aici, pe trenulețe, pe nebunii, până una alta. Târgu Mureș, te pup. Nu uitați de Neba, că avem reducere acolo, 3% cu TIT89, promo, cod frumos, elegant. Hai să punem muzichea înapoi. Punem muzichea înapoi să ne cânte ceva în urechiușe, nu? Păi nu așa e frumos. Iovanovici Francesco, salut. Sergio Nustanciu, Ionus Talpoj, Reflex. Ia uite-l, toată lumea bună. Coz, dați cu like-uri de alea forță. Aia zic. Bun, una peste alta, cum ați văzut în titlu. Avem și bere. Blacky, salut. Avem și bere aici pe zonă? Că nu se poate, că na. O dobașa de nuț. David Colibei, salut boss. Avem scenariu nou. Aveți tot ce aveți nevoie de pentru jocul ăsta cu chestii românești, aveți în descriere. Intrați acolo și uitați-vă. Site-uri cu locomotive, cu vagoane, cu scenarii, cu nebunii. Arian NMD, salut, sunt nou. Arian, bine ai venit. Nu uitați să te abonezi, dacă îți place pe la noi pe aici, Caterinca și trenulețe și camioane și alte nebunii. Dă-i cu subscribe, salut sălbaticul, salut. Dă-i cu subscribe de la. Deci intrați în descriere pentru oamenii care vor să-și ia chestii pentru tren, pentru jocul ăsta. Ce țigări fumezi? Marlboro Gold. Sper să nu fie lung scenariu. Cât costă jocul pe Neba? Puteți să vă uitați singuri. Google frumos elegant, neba.com și vedeți cât costă jocul. Băgați și promo codul TIT89 și e bine așa. Hai să intrăm în joculeț. Să nu mai pierdem timp. Hai că intrăm acum. Uite așa.
și mergem la Train Simulator, îi dăm un play, play Train Simulator. Mersi Cosmin de abonare, Cosmin. Ce scenariu joc? Scenariu nou de ăsta, pe Balota Orșova. Scenariu joc. Avem Balota, e lung. Ai de stat în Orșova. Oleu, Train Târgu Mureș, stai pe zonă cu mine aici, dacă e complicat să-mi dai... indicații de-astea. Blacky s-a abonat. Bă, oameni buni, hai că frumos, elegant. Nu băgăm manele că ne blochează băieții treburile. Hai să căutăm aici Balota Orșova, scenariu, uite ăsta e. Îi dăm un start. Coz, salut. Fă cu armata română pe căile, frate, facem, Mihai Enache. Momentan avem scenariu nou și am să-l încercăm, nu? Gigi Brand, salut. Merge, se abonează, apare lumea, apare alerta, apare tot ce trebuie. Hai noroc până una alta, noroc și sănătate. Alexandru Alex, aveți în descriere tot ce aveți nevoie. Arean NMD, nu mă ajuți? Cu ce să te ajut, Arean? Cu ce să te ajut? Uite, vă dă și George, aveți și în descriere link-uri unde puteți să cumpărați chestii și dacă vreți să investiți în jocul ăsta, aveți tot ce aveți nevoie în descriere. Și Facebook-uri, și canal de CSGO, și chestii pentru de-astea românești. Stați, îmi punem și noi... Bun! Marlboro Gold, Bogdan Gabriel, salut! Călători, cam așa arată, avem una bucată locomotivă electrică pe care eu știu foarte bine să conduc. Hai că știu dacă e. Hai să urcăm pasagerii. Frumos. Suntem la Balota. Până una altă pornim și locomotiva. Jonix, salut. Ce țigări fumezi? Tocmai am zis ce țigări fumezi. Tana, magie! Adina, te pup! Iuzulăm indușii, că nu știm noi cu induși. Și hai să-și facă locomotiva presiune. După care puteți uita, plouă afară. Plouă pe afară. Cine vrea pentru chestii pentru joc, aveți în descriere. Adevărat. De pe ce buton ai camerele? De pe săgeți. Săgeți, stânga, dreapta. De ce nu citești ce zic? Ariane, să mă bată mama dacă nu te citesc. Eu sunt primul care te citesc. Păi ce zici acolo? Ce trebuie ai? Ce vrei să rezolvi? Îmi dai și mie mod. Moderator pe activitate, guys. Pe viitor. Rămâneți pe zonă. Blacky, joci CS. Jucăm CS, nu jucăm. Joacă fratele meu. Aveți în descriere CSGO, canale CSGO. Abonați-vă și pe acolo dacă vreți. Hai să scoatem frâna de mână. Până se face presiune la locomotivache. Uite așa. Hai că am dat. Federico Waterproof, salut. Hai că am dat, dacă e. La mine ninge. Păi și nu e bine. Tu ești mecanic, de unde știi să pornești locomotiva? Alexandru, nu sunt mecanic. Am învățat. Nu sunt profi, dar... Totul se învață cum ar veni. Bun. Facem presiune la locomotivă. Punem ăsta aici frumos, așa. Bam. Am vrut să-mi iau jumică și mi-a dat gherl cu 0-3. Oh, nasol. Bă, ăsta nu știu dacă tot să-l activăm, dar îl punem și pe ăsta. Viteză indusă, punem aici un 100 și ceva, 100 și un pic. Uite așa. Eu fumez tabac dacă n-am țigări. Păi și nu-i bine. Tabacul ăla, blană bombă. Pornim și ștergătoarele să ștergem aici ploaia care este ploaie. Uite așa. IDM-ul liber către Valea Albă. Perfect. Hai să ridicăm pantograful. Dezactivează DSV-ul. Gata, mergem la DSV. Îl dezactivăm frumos, elegant. Cum sunt scaunele în vagon? Uite așa sunt. Așa arată vagonașul nostru. Pare destul de curat. Pare în regulă. Bam. Mergem mai departe, că trebuie să plecăm cu locomotivache nostru. Mai dăm un P aici. Conectăm compresor, ventilație. Și ar trebui să pornească locomotiva noastră frumos, elegant. Frumos vagonul, frumos. Vortex, salut.
Și indușii, i-am făcut indușii, i-am făcut. Să ne pică drumuri bune, Doamne ajută să nu ardem locomotiva. Deblochează frâna. Bam. Am pus pe alimentare aici, ok. Regim 3 persoane, V1.65, ok, 50, timp de reacție 26 de secunde. Teoretic ar trebui să putem pleca. Ce memorie are jocul? Jocul are memorie mică. Scenarele și chestiile românești sunt destul de măricele. Eu fumez Downhill Slim. Păi și nu-i rău. Unde mergem? Mergem la Orșova. Mergem întâi, avem prima opriu, avem la halta Ergevița. După aia la Severin, Severin, Drobeta, Severin, Severin, Drobeta, turnul Severin, Vârcioara, Orșova, ceva de genul. Ok, bun. Salut cel men, salut! Pornește luminile! Păi și nu le pornim noi? Gata, avem și lumini, suntem tank. Ia uitați, luminițe, luminițe! Hai să plecăm! Hai să plecăm la drum că ratăm plecarea cum ar veni. Haide, hai noroc valize, te pup. Ce trebuie să faci în jocul ăsta? Să faci, să iei pasageri, să pleci de la un punct la altul. Anto, te salut cu respect, bine ai venit. Hai noroc, guys. Petre Popescu, salut. Codrus și altele, salut cu respect, salut. Vin la roșiorii de vede. Păi și nu vin eu. Mamă, dar ce-am plecat? Hai că am plecat prea tare. Avem 80, dar vine 30, parcă văd. Vine 30 în față. Hai să lăsăm încet. Unele moduri se pot descărca și free. Alex, vezi că au dependențe modurile, da? Dacă e un skin, trebuie să ai și locomotiva. Sau invers, dacă e locomotiva, trebuie să ai și un skin. Nu este voie cu alcool în timpul muncii. Gata, Alex, a bere, gata. Nu mai bem. E bere fără alcool. Bere fără alcool. Vescan Denisa, salut, salut. Salut și bine ai venit. Deci unele chestii le aveți gratis, dar aveți nevoie de, nu știu, la un skin aveți nevoie de locomotivă, la o locomotivă aveți nevoie de un skin și așa mai departe. Mă înțelegeți voi, da? Deci nu merge una fără alta. De ce nu mergi cu viteză? Pentru că avem 30 la oră imediat. Avem limită de 30. Arthur, ce jocuri mai joci? Farming Simulator, Euro Truck, American Truck, Phasmophobia, Train Simulator și așa mai departe. Hai cu like și subscribe de la Blană Bombă. Uite, avem și aici, ne zice că 30 la oră. Bă, ce-mi place la scenariul ăsta că nu are lag. Ia uitați cum arată jocul ăsta. Uitați-vă la jocul ăsta cât de bine arată. Stați așa un pic să dăm un pic luminozitatea la joc. Să dăm luminozitatea că e prea luminos. Uite așa, dă un pic mai așa. Să pară mai realist. Și dăm o continuare. Cred că e mai ok așa, nu? Bun, avem 30 la oră limită. Merem încet. Drum bun, Doamne ajută că e ferate linie, să n-avem incidente. Nu știu dacă avem zonă neutră, sper să nu avem prea multe. Bianca, seara bună, seara bună. Seara bună și bine ai revenit pe la noi pe aici. Deci hai să vedem ce facem pe scenariul ăsta, facem pe dracu să mea, trebuie să punem un pic de frână. Un pic de frânache, că depășim limita de viteză, bă băieți. Avem limită de 30 la oră. MC Cătă, seara bună, seara bună! Hai să merem încetuți. Hai să o lăsăm, lejerianul. Aici eu cred că e ceva vale, că văd că prea prinde viteză. Nu știu care e faza. Ai zonă după Drobeta. Perfect, mersi frumos de atenționare. Ai grijă, avem. Andrei Denis, seara bună. Seara bună la toată lumea care e pe zonă pe aici, nu uitați, dați cu like-ul, cu abonare, cu nebunii, cu ce ne place nouă pe aici, da? Cu tata. Unde mergi cu trenul? Mergem la Orșova. Mergem la Orșova, Q-Frost HD, salut. Haideți cu lichenele, haide că se poate. Să sperăm că nu facem căcatul praf. Nu facem nebunii pe aici. Ia uitați ce frumos e. Ia uitați mă pe aici. Vatman, mecanic. Te pup, Cătălin, te pup. Hai cu 100 de liceuri.
Hai cu 100 de liceuri, să nu ia foc. Pe aia vreau și o să nu luăm foc. Nu-i combinație. Nu-i combinație. Ia uitați, vagon frumos. Cum se poate mai bine. În ce localitate? Tocmai am zis că mergem la Orșova. Georgi, salut, salut. Te-am pus pe speed 2. Păi de ce mă reflex? De ce m-ai pus pe speed 2? Cât ai de mers? Până la prima oprire avem 2 km. 2 km jumate. Și până la ultima stație mai avem de pedalat, bă, băieți. Mai avem. Mai avem de pedalat. Nu mai zic. De unde a luat jocul? De pe Neba. Aveți reducere, 3% reducere cu promo cod TIT89. Intrați pe neba.com. Neba.com ca să aveți jocuri de alea ieftinache. Avem verde în față. Suntem bine. Mamă, dar aici mergem la vale, fratele meu. Nu știu cum să mențin o viteză și o constantă cât de cât. Nu e și demo. Nu știu. Q-Frosty, nu știu dacă e și demo jocul ăsta. Poți să te uiți să vezi pe Google. Și jocul cere mult. Asta puteți să faceți la fel. Să faceți o comparație între PC-ul vostru și minim requirements la jocul ăsta. Îl vedeți pe Google acolo, da? Știi foarte bine să conduci. Hai că știu. Nu te plictisești. Păi nu te plictisești, că ai de făcut aici manevre, ai de la pasageri, ai de mers de la un punct la altul, adică... Dragoș, salut, salut! Dăm cu goarnă! Depoul CFR. Ia uitați ce frumoasă locomotiva. N-ai cum. N-ai cum, mă, că e prea blană bombă. Merge cu trenul în Târnăveni. În Târnăveni, nu cred că avem scenariu. Unde-i Târnăveniu? Cum se cheamă jocul? Train Simulator 2021. Îl cumpărați pe Neba, dar pentru chestii de-astea românești aveți link-uri în descriere. Cine vrea să investească în joc, aveți în descriere tot ce aveți nevoie. Salut, Maguste, salut, salut! Binevenit, bine animit! Dănuț, mersi frumos! Mersi frumos aici! M-am dus la Decibel pentru poze. Ia auzi, ai făcut poze din alea sexy. Sexy la cu Decibelul la... Auleu, mai Bianca, mai. Dă un pic mai tare muzica. Să dau un pic mai tare muzica? Nu este demo, ok. Dacă nu este demo, atunci înseamnă că nu este. Înseamnă că nu este, bă, băieți. Deci dăm muzica mai tare. Hai să dăm muzica mai tare, dacă așa cere băieții. Hai să dăm muzica mai tare. E trenul meu, da. Uite așa, acum sper că se aude. Dau și eu căștile mai încet. Perfect. La mare fix. Când mai joci Eurotruck mâine sau când mai jucăm, nu știu. N-am un program făcut ca să joc anumite jocuri. Vedem pe viitor. Cu tata. Că avem 30-ul. Nu mai încet. Mamă, dar ce e aici, puiul meu? Mergem la vale, bă, băieți. Băieți și fete. Hai să o lăsăm lejerea, nu? De unde au luat locomotivele? Tot ce aveți nevoie pentru jocul ăsta aveți în descriere, guys. Intrați acolo în descriere, aveți vreo 3 site-uri. Scenariul ăsta îl găsiți pe Railworks. Locomotive și alte scenarii și alte nebunii găsiți și pe Rail Studio, Train Motion și așa mai departe. Mai faci cu Eurotruck după? Azi nu mai facem, am jucat deja Eurotruck, acum ne jucăm un pic de trenulețe, da? Pentru pasionații de trenuri, rămâneți pe zonă. Bă, băiatule, bă, dar unde fuge, mă, locomotiva asta? Bă, să mă bată mama, că merge repede. Merge repede locomotiva asta, nu mai zic nimic. Avem și perdeluțe cu tricolorul României, adică suntem plană bombă, avem 50 de like-uri. Aia zic. Avem și bere, dacă avem 50 de like-uri, nu-i panică.
Nu-i panică! Andrei Denis s-a abonat. Bine a venit Andrei Denis pe la noi, pe la Trenulețe. Bine a venit, bine a nimerit. Manevră permisă până la următorul semnal de manevră. Ok, ok. Ok, ok. Hai să o lăsăm încet. E electrică și fuge rău. E electrică, da. Marihuana, salut, salut. Uite, conducem niște trenulețe. David. Salut și bine ai venit. Damit s-a abonat. Bine ai venit, Damit, la noi, la trenulețe, la jocuri, la Eurotrack, la American Track, la toate nebunile. Raul Mocan, salut, salut. Mamă, 10 la oră, coaie. Avem 10 la oră, nu mai zic nimic. Și noi mergem cu 30. Noi mergem cu 30 la oră. Răzvan Cionc s-a abonat. Bine ai venit, Răzvan. Bine ați venit cu toții. Hai să ne concentrăm un pic la scenariu și nu facem căcatul praf din prima. O să-i dau un F2, îi dau o salvare de asta. Bere românească, bei. Beau bere nemțească, că na. Îs pe germanica. Și aici ar trebui să avem prima oprire. Prima oprire la Valea Albă. Clangzonează! Gata, am clangzonat, boss. Am clangzonat. Hai că ne oprim imediat. Costi s-a abonat și Costi. Bine ai venit, Costi. Bun. Hai să luăm pasagerii și mergem mai departe, cum ar veni. Noapte bună, Victor, noapte bună. Noapte bună. Ce jocuri mai ai în plan pentru canal? Nu știu. Habar n-am. Cyberpunk-ul probabil o să-l iau cu siguranță. Claudiu David, salut. Cyberpunk-ul ăla care e blană bombă, o să-l iau. O să-l iau că, na, e bine jocul. V-am salutat. Baftă, Șandor, baftă acolo. Mă bag pe World of Tanks. Spor. Spor la... Gata, o fluierat băietul, putem să plecăm mai departe. Putem să plecăm mai departe dacă o fluierat. Cât țină live-ul? Până terminăm scenariul. Atât o să țină live-ul. Nu știu cât durează scenariul ăsta. Dar vedem, vedem. Hidratează-te. Aoleu, ce mai e, ce le vă mai place berea. Faci doar cursa asta, nu știu cât durează, de-aia zic. Vedem cât ne ia. Vedem cât ne ia treaba asta. Te super chest, nu mă super boss. Noapte faină să ai acolo. Noapte faină. Zece la oră să mă bată mama. Eu zic să merg un pic mai tare. Hai cu 30-ul. Ia uite, putem să-i dăm cu 30. Cati, ce faci? Bine fac, tu ce faci? Ce vă mai place berea? Ce vă mai place? Adevărat, Cornelu, adevărat. Eu joc jocul pe PS4. Frumos, frumos. Hai să-i dăm un 30 pe aici. O lăsăm încet. Deci avem voie cu 30 la oră, deși zice 10. Avem în față verde, suntem în grafic. Vreau să fac niște progrese pe World of Tanks. Spor acolo, la tâncuit. Baftă. Baftă maximă. Hai cu 30, băieți. Ce vorbești? Frumos! Frumos! Eu sunt din Orșova. Bine, Marian, acolo. Te salut cu respect. Vă poftim. Uite, uitați și pe Discord. Care vrea să intre pe Discord. Dar intrați ca să și vorbiți acolo cu oamenii, da? Să faceți caterincă, să... Nu știu. Să comunicați. Nu doar să fiți cu prezența. Mâine se bagă Băbeni. Băbeni Iași la ora 1. Ok, ok, nice. Gigi Brand, salut.
Vescan, cine a dat? Nu le interesează cine a dat. Cine a dat, cine ne-a dat? Să fie sănătos. Să trăiască mult și bine și noi pe lângă el. Mamă, dar-i vale aici, fratele meu. În ce oraș din Germania locuiești? În Augsburg. Eu dat like. Bine, David. Eu dat like. Aia zic, frumos, elegant, cât de cât. Hâs, John-ule. Aia zic. Ciocănim spre Orșova. Vorba unui mare vlogger. Sunt băiat, dar sunt pe contul surorii mele. Ok, Vescan. Ok, nu-i panică. Nu-i panică. Punem pe alimentare, frumos. Ia uitați-mă ce merge locomotiva asta, să mă bată mama, merge repede. Eu fac la germanul un eseu despre Augsburg, ia auzi. Te super dacă mai stau, nu mă supăr. Snopică, sau mă supăr, sau nu mă supăr, sau mă supăr. Habar n-am, habar n-am. Ăla-i tati, ăla-i tati. Am trecut pe acolo când am ieșit prima oară din țară. Nice, și cum ți se pare? Cum mă sincronizez cu voi, bă, băieți? Am dat goarnă și Cosmin acolo încea de o goarnă. Păi și n-am dat eu o goarnă. Mâncava-și talentul vostru. Mâncava-și talentul vostru până nu dau eu o goarnă. Unde te duci? Mergem la Orșova. Mergem la Orșova. A doua oprire, halta Erghevita. Erghevița. Într-un kilometru și un pic. Erghevița, cred că îi spune. Nu știu, abar n-am. Ia uitați ce frumos e pe aici. Dănuț, tocmai am zis că sunt în Augsburg. Hai să o lăsăm încet pe aici. Salut, Dragoș, salut, ai ratat-o. Aia, vezi că e live acolo, poți să te uiți. E frumos în Germania, dar am trecut numai noaptea. Am înțeles. Eu în Dingolfing, ok, ok, nu știu pe unde e asta, habar n-am. Cât mai ai la Orșova, boss, mai avem până la Orșova. Avem acum a doua oprire. E mai mișto locomotiva asta, cu ce scop te-ai mutat în Germania? Cu scopul de a duce o viață mai bună, ca orice românaș. Fără stres prea mult, fără nebunii de-astea. Trenul e fain, e frumos, e românesc, cum ne place nouă pe barosăneală. Avem verde, suntem în grafic, ok. Hai să mergem și noi un pic mai tare până la... Avem semnul că urmează haltă. Hai cu 30 de cal la oră, hai că 30 de cal la oră. Grig, spor la muncă acolo. Ai un tren pe cărbun, de red. O să mă uit să văd ce găsesc. Dacă găsesc ceva pe cărbun, o să mă uit să văd. Fanțenuri. Bai, Ricardo, ești cu Regiu și dacă da pe cerută, Balota Orșova. Am plecat de la Balota, mergem la Orșova. Deci nu uitați, oamenii care vor să investească un pic în jocul ăsta, să-și cumpere, să-și facă chestii, scenarii nebunii, aveți în descriere tot ce aveți nevoie. Eu mă simt bine în România, chiar dacă este... Băi, România nu-i de căcat. Să ne înțelegem. Traiul și sistemul e de căcat. România nu e de căcat. Era o vorbă, știi? E frumoasă România, păcat că e locuită sau păcat că e condusă de... Nu mai zic, nu intrăm în discuții de-astea de politică, că... Nu-i combinația. Darius Nicola, bine a revenit. Lil Vlăduț, te salut cu respect. Andrei ZMG, ce părere ai despre un PC de 8 GB RAM? Păi 8 GB RAM e tank, nu? Are RAM mulți. Da, Anto, stăm, ne uităm un pic la Orșova. Ne uităm puțin la... Eu am PS4... Oh, frumos. Sistemul traiu și distruș de hoți, clar. Cum se numește jocul? Train Simulator 2021, dar e cu chestii românești. Dar tu ai mai avut un canal? The Red n-am avut, am avut... Ba, am mai avut un canal, am mai făcut live pe alt canal. Până să-l preiau pe ăsta. Ce PC ai, busule? Burlea Cristian, dă-i cu semnul scămării PC în chat acolo și o să-ți apară.
O să-ți apară ce PC-uri avem, ce PC am, adică. Bă, 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 bă! Dar unde, ce a făcut Bobiță? Hai că am oprit, dacă e, hai că am oprit, nu mai zic nimic. Hai că nu mai zic. Ce a făcut? Avem și... Aoleo, aoleo! Ce zici, merge TS2, Farming Sim 19 și GTA 5? Depinde cum vrei să, cum vrei să joci. Cum te chema pe celălalt cont? Mă chema RMS Titanic. Dar nu-i, nu-i, ăla e contul așa de... E contul de așa. Pentru, pentru... Nu pentru live-uri. Bun. Hai că am făcut căcatul praf cum ar veni. O să-i dăm un restart, băieți. Dăm un restart că ne-o dat cu X, cu nebunii, nu-i dat bifă. Dăm un restart, tache. Bam! Cosmin, Cosmin, îl ținem cât, cât rămân și oamenii în private, adică... Bun. O să urcăm pasagerii, hai să pornim din nou. Hai că am luat, n-am luat bifă și nu știu de ce. Adică... Noi ca un benațe. Izolăm indus și frumos. Anto, o să primești, o să primiți cu toții moderator dacă o să fie nevoie. Momentan suntem în grafic, suntem ok. Avem moderatori, avem tot ce trebuie, avem respect aici pe chat. Nu se înjură lumea, nu face urât. Suntem ok. Ești pe timp. Ok, ok. Ok. Bam. Scoatem frâna. Așteptăm pasagerii să, să urce. Trebuie să ridicăm și pantograful. Robert Pal, salut. Frățică, salut, salut. Ok, anulăm DSV-ul. N-avem de ce să ne înjurăm. Păi aia zic, că atâta timp cât îi respect în chat, nu văd de ce am avea mulți moderatori. Să fie albastru chat-ul. Adică, unde e logica? Hai să punem asta așa, bam, bam, bam. Punem și o dasă de 100 și un pic. Bam, bam, ok. Ridicăm pantograful. Uite acolo frumos. Conectăm astea, compresor, ventilație, frumos, elegant, cum ne place nouă pe barosoneală, să prindem și ștergătoarele. Uite așa. Mi-am luat ce se cuvine de pe comunitate, aia zic Dragoș, nu uitați oamenii care sunt membri pe aici. Intrați pe comunitate pentru membri și vă mai pun acolo poze și alte nebunii. Membrache. Ai trecut la electrice, încerc să le învăț. Robert G, salut! Liber către Valea Albă. Bun, ok, ok, ăsta e ok. Și-am plecat. Și-am plecat, băieții. Mai băgăm o fisă. Mai băgăm o fisă, că nu-i combinație. Prima s-am scos, ok. E ok, ok. Alexa, bună, bună. Bună și bine ai revenit. Pa, trebuie să mă culc. Baftă, noapte bună, noapte bună, Gigi. Noapte bună acolo. Cum ești, domn mecanic? Cum să fiu? Uite, învățăm aici chestii. Învățăm chestii. Dai cu 40-50 conform livretelor. Ce livrete să mă bată mama? Unde? Ce livrete? Hai să-i dăm cu un 50. Poate, poate. Poate facem și noi o treabă pe aici. Hai cu 50, băiții, hai cu un pic de viteză. Adrian, salut, salut și bine ai venit. Petrulescu, Adrian. Petrucescu, pardon. Scuze-o. Haide!
Așa. Gata, avem și lumini. Suntem în grafic, cum ar veni. Suntem în grafic. Program stabilit sau mai pe scurt hârtia mecanului unde are opririle timp și limite de, de viteză. Păi și asta e, nu? Păi și pe asta ce văd aici? Că eu sunt pe Balota Orșova. Am București, Ploiești, ce am pe aici? Unde ce am? Nu lăsa mai mult de 50. Mamă. Nu lăsa mai mult. De cu 50 nu lăsa mai mult, am înțeles. Claudiu Cătălin, salută și pe la mine prin zonă. Frumos, frumos. Frumos. Balota Orșova. De aici pe undeva. De aici pe undeva suntem, guys. Nu uitați, dați un like. Un like și un subscribe de la Blana Bombă. Să facem frumos pe la noi pe aici. Creștem canalul. Așa e scenariul, Dragoș. Așa e scenariul. Scrie acolo 30, dar trebuie să mergi cu 50 ca să ajungi la timp. Trebuie să mergi cu 50 ca să ajungi la, să ajungi la timp. Așa pare că merge treaba. Mai avem 2 km liber în față, verde, frumos, elegant. Blanau Țiplean. Aia zic, Blanau Țiplean. Mamă, coaie. Dubios pe aici. Dubios rău să mă bată mama de nu. Fuge locomotiva asta la vale, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Hai să mergem ușor. Mai dulce ca Blana, dulce ca Lână. Da, da, da. Punem asta așa pe 1. Noapte bună, băieții care merg la somn. Noapte bună acolo. Deja la somn așa pare pe băieții, copiii mai micuți. Mâine mai au școală, mai au una alta, adică trebuie să se odihnească. Copiii mai mici. Copiii mai mici. Înțelegi, Corneliu? Așa stă, așa stă treaba. Dați cu like-ul ăla să apărăm la recomandate. Angelo, nu-i panică. Mai scriem cu piciorul, mai cu mâna, mai aia e, cum ne iasă. Dăm vina pe autocorect. Dăm vina pe autocorect, nu-i stres. Hai că trebuie să oprim imediat la prima oprire. Induși, am scos, am pus induși izolați. Suntem în grafic. Școala online. Online, o fan, cum o fi? Xeon Florin, salut. Salut și bine ai venit pe la noi pe aici. Dă-i seurul leșina. Nu pot să-i dau boss nici chiar așa. Mai avem și stații, mai avem și pe dracu să-mi ia. O grămadă de chestii. Dăm un save frumos, elegant. I-am dat refresh. Bine, Blacky. Bine, bine. Eu predau online. Ce să zic? Frumos. Sau frumos, dar nu prea. Corneliu. Habar n-am. Habar n-am ce să-ți urez. Succes și spor și nervi și habar n-am. Hai să... să facem treaba aici. Ionuț Gheorghe, salut, salut! Iar, bă, coaie, coaie, ce se întâmplă coaie, cu ruta asta, fratele meu? Ce-i cu ruta asta, bă, băieți? Că nu mai înțeleg nimic, să mă bată mama. Când e viteză, când nu e viteză, când pe dreacu să mă ia. Da, bun, am înțeles. Am înțeles, frumos, frumos. Hai să ne mutăm. Hai că nu.
Ce dracu pățin, nu vezi că ajung acolo, ia viteză, se fute pe masă, merg cu 10, trebuie să merg cu 50 la oră. Îți puse limitele alea de-a dreptul peste stângul, să mă bată mama, adică nu, nu mai zic. Hai, hai să ne luăm alt scenariu. E coborâre, e pe dracu să mă ia. Merg, ai 10 la oră și merg cu, trebuie să merg cu 30. Vezi că aveți în descriere, Angelo, sau cum ești acolo. Aveți tot ce aveți nevoie. Ștefi G, salut, salut. Fac pe alte rute. Păi, dar pula mea, ai nevoie de... Ai 10 la oră, trebuie să mergi cu 30, după aia trebuie să mergi cu 10, că ai 50. Păi, de dreptul peste stângul. Aveți în descriere ce aveți nevoie pentru jocul ăsta, da? Chestii române și alte nebunii. Hai să vedem ce luăm. Ăsta l-am încercat să-l facem, dar nu l-am făcut. Marfar CFR pentru Orșova. Ok, retur. Retur Orșova, Balota Orșova. Aia o să luăm pe ăsta. Orșova, Balota Orșova. Diesel, frumos, cum ne place nouă. Royal, salut. Hai să facem cum ne place nouă. Hai să strângem 30.000 de like-uri. Hai că strângem 30.000 dacă e. Noroc și sănătate. Una grea, facem una grea. Balota Orșova, da, pe ăsta mergem. E mișto secția de remorcare. Puiu, salut, salut și bine ai venit. Puiu XXX. La un ca like-uri fac videochat. Bine tele acolo cu videochat, cu nebunii. Vreau și o bere. Ștefi, te pup. Hai cu o sticluță de bere lângă mine aici, da? Bem împreună separat dacă e. Nu, coie, ori, nu știu. Să fie scenariu în pula mea cum a trebuit să fie. 10 la oră cu 10 mergi, 30 cu 30 mergi. Și așa spateu la trenuri. Mai trebuie să și aproximez acum. Vezi că ai 10, merg cu 30, merg că ai 50, merg cu 7 milioane de kilometri la oră. Vezi bere prin mască. Cât te bagi pe seară? Ce, Royal, câte beri bag? Asta e a doua, cred. A doua, da. A doua bericică. Nu uitați să vă abonați, băieți. Și nu uitați de Neba. Avem jocuri ieftinache. Jocuri ieftinache. Like, subscribe, toate nebunile, da? La 4 mă trezesc. Aoleo! Te trezești de vreme, cum ar veni. Hai să vedem ce zice scenariul ăsta cu Diesel, cum ne place. 20 de beri bag, hai că bag 20 de beri. Zurli, salut și bine venit. Hai cu Diesel pe retur, haide. Hai că facem cu Dieselul frumos. M-am abonat. Vescan, mersi de abonare. Mersi de abonare, de like, de toate nebunile. Dați cu like acolo să fie blană bombă live-ul ăsta. Să apărăm la recomandate. Stați așa un pic. Cam și mesaje, vă răspund, guys. Vă răspund după live-ul ăsta. Mă bag și pe Discord. Mă bag și pe Instagram. Pe Instagram cred că am răspuns, nu? Ia să vedem. Până se încarcă ăsta. Instagram. Aveam mesaje pe aici. Da, ok. Suntem în grafic. Andrei Diaconu, salut! Adrian, nu mai știi cât costă manualul ăla. La dealer în joc mă refer. Dragoș, nu mai știu. Diesel power. Dieselul e cel mai blană bombă. Nu mai cu... Electricele sunt frumoase, sunt aranjate, sunt perdeluțe, tricolori, nebunii, dar... Nu mai zic că se conduce ca pula mea. Se conduce, nu mai zic. Hai să vedem ce zice scenariul ăsta. Cum te cheamă pe Instagram? Semnul scamării Instagram acolo. George, nu pot acum, suntem pe trenuri. Mihai Roman, salut! Deci jucăm Train Simulator. N-avem Eurotrack. Angelo cu donație de cât? 2, stai că te citesc, Angelo. Cât am pe aici, pe undeva. După live o să-ți fac, dacă vrei, setările mele, dar setările mele, dacă ai PC slab, nu o să-ți meargă.
Nu o să-ți meargă setările mele. Ia să vedem ce zice aici. Ce zice Mr. Angelo? Hai cu recomandatul. Haide, haide că se poate. Haide că se poate. Mersi de donație. Băiatul cu banii pentru bericică. 100 de like-uri este. Să vedem ce poate Dieselul. Dieselul e viața mea, se morde nu. Până acum Dieselul mi-o rupt inima în doi. E cel mai blană bombă, cea mai blană bombă locomotivă. Ia uitați. Cât e de frumoasă, cât e de n-ai cum, bă, n-ai cum să nu-ți placă așa ceva. Salutare. Astăzi ducem Interregio 177 către Balota. Plecarea va fi la ora 12:02 de pe abătută. Înainte de a pleca va trece pe lângă noi un Regio 9944 care vine în direcția Craiova. Acesta va trage pe linia 2 și va aștepta susținerea Interregio 1227. Următoarele indicații le vei primi pe parcurs. Prima oprire pe care o facem este pe linia 4 Orșova. Perfect. Haide. Mersi, Angelo. Mersi frumos. Deci stop la linia Orșova, linia 4. Hai să pornim locomotivache. Locomotivache nostru. Punem pe pornit aici. Uite așa. Scoatem frâna dacă putem, bam bam, punem pe mers frâna de mână. Unde mergem? Suntem pe aceeași rută, dar alt scenariu. Suntem pe iarnă, după care puteți vedea. Așteptăm să treacă un Interregio, din ce am înțeles. Hai nenea. La 12:02 trebuie să plecăm de pe loc. Ia uitați-l. După care o să plecăm și noi, cum ar veni. Gamer, te salut cu respect. De cât timp faci YouTube, Royal? Fac de 3 luni pe canalul ăsta. Și pe canalul care l-am avut, am făcut și pe acolo ceva live-uri. Bun. Pornim nebunile. Hai că le pornim dacă e. Am scos frâna de mână, punem pe mers înainte, ok. Hai da, boss. Ce face locomotiva noastră? Frumos pe iarnă. Ciu-ciu de ăla, da. Stai că nu mai pleacă locomotiva, ce face? Ce face locomotiva, mâncava sufletul? Punem pe mers. Ce face locomotiva asta, mâncați așa talentul tău? Instrumente, frumos. Hai că se aprinde dacă e. Face aer, face pătreacul să mă ia. Mai pleacă și ea sau sal? Ok. Bun, o pornit. Ștergătoare avem, suntem în grafic. Îi se încălzește bujiile. Nu merge, merge. Merge locomotiva, cum să nu meargă, mâncava sufletul. Compresor, bam. Ventilație, bam. Far central nu ne interesează, iluminat general o să trebuiască să o aprindem nebunile astea aici pe interior. Și hai să dăm bătaie, că la 12:02 trebuia să plecăm de ploc. Avem niște manevre de făcut. Când a dat claxonul mai tare, am dat volumul din greșeală mai tare și am surzit. Aie, se mai întâmplă, așa e pe la locomotive pe aici. Face gălăgie cum ar veni. E jaf românesc, e vechitură cum ar veni. Bun, deci trebuie să ne oprim la Orșova, linia 4. Haide. Orșova, linia 4. Ce vorbești? Frumos! Frumos, îndraci! Pentru român am pasat asta 1! Dei să pută toba! Îi dau numai să...
știi ce zic? Avem 10 la oră. Avem 30, pardon. Hai, hai cu 30-ul. Darius Cristian, salutare! Salutare și bine ai revenit, Codrea, nebunie! Este Marfar, nu cred că e Marfar. E cu pasanger de aia. Tibi Maxer, salut! Alin, salut! Salut, băbăți! Bine ați venit, bine ați nimerit! La un nou scenariu de ăsta, blană bombă pe locomotive, depășire semnal interzisă. Hai că da. Care semnal? A, cred că avem semnal mai în față. Deja gata scenariu. Am luat alt scenariu, că altul e complicat. Răzvan, salut! Altul e cu limite de viteză, care e limite, dar nu prea e limite. E cu 10, merg cu 30, e cu 50, merg cu 10 și așa mai departe. Cel mai rapid tren cu 346 de km pe oră în realitate. Au japonezii, chinezii pe acolo, prin partea aia, niște locomotive de alea de merg repede, repede. Ce rută? Aceeași rută, Balota Orșova. Doar că e un pic pe iarnă. Ia uite. Interregio pleacă de pe loc. Hai să o lăsăm încet, că o să trebuiască să ne oprim imediat aici. Ăla-i tren de la nou. Joci Eurotrack multiplayer, Angelo, jucăm. Jucăm și multiplayer. Sâmbătă avem, organizăm un convoi, cine vrea să se bage, intrați pe Discord și dați cu, o să vă întreb eu azi. Cine vrea să vină la... George, ok. Cine vrea să vină la convoi să mă anunțați din timp, da? Că facem organizarea din timp, cum ar veni. Ai trecut prin Pitești? Am trecut. Pe retur, Balota Orșova, pe retur, da. Hai să-l lăsăm, Lejereanu! Am revenit pe live, Gigi Bran. Bine a revenit. Bine a revenit pe Livianu aici. Live-ul ăsta blană, bombă. Bun, trebuie să oprim imediat. Mă bag dacă prind eventul. La ce oră e convoiul? Încă nu se știe ora stabilită, se știe doar că e sâmbătă convoi, da? Mâine aflăm mai multe detalii. Cătălin face salvare, face tot ce trebuie. Dă-te. Uite așa. Bam! Hai să vedem ce zice. Ce zice băieții? Se face un weekend, de weekend, da. Facem un weekend, sâmbătă, să fie frumos, dar nu știu o oră. Mâine aflăm mai multe detalii. Asta ce facem? În caiaș talentului se plimbă stânga, dreapta, în față, în spate. Caiaș talentului, trebuie să mergem pe capul de manevră să ne putem întoarce de pe garnitură care va trebui să o tractăm până la Balota. Bine. Bine, foarte bine. Unde mergem? Ia să vedem unde mergem. Mergem în față. Orșova cap Y. Suntem pe mers. Hai să dăm bătaie. Liber cu viteză redusă 30 la oră. Adrian, semnul exclamării Discord. Și o să vă dea... O să vă dea Discord-ul. Pescan, eu am o soră... Na, ce să zic? Aia, așa se întâmplă, când mai ai surori, frați. Când mai ai surori și frați, se mai întâmplă. Să vezi nebunie la convoi. Bă, sper să nu fie nebunie. Ultima oară când am făcut convoi, am rămas cu un gust amar. Acum vreau să organizăm tot ca la carte. Să fie frumos. Paul, salut! Salutare! Hai să mergem încet. Avem 30, dar... Ce mai claxonează băieții pe aici? Nu ai treabă, ok? Noroc, eu n-am frate sau soră. Pabi, faci parte dintr-o comunitate? Nu fac. Nici nu vreau să mă bag. Pentru că am văzut cum se treaba cu comunitățile românești. Mister Eduard, salut! Mâncătorie și așa mai departe, îți bine cum îs. Când facem convoaie cu abonații, facem așa, noi de capul nostru și aia e. Mie îmi convine să am o soră, că am cu cine să mă joc toată ziua. Uite, vezi? Fiecare cu gândirea lui. Nu mai clang zona, bine, stai în Germania, stau în Germania. România Elit, nu mă bag. Nu contează ce comunitate este, România Elit sau alte comunități care mai sunt pe zonă, nu, n-am gânduri, nu mă trage inima să mă bag în nicio comunitate.
Cam cât te-a, aproximativ te-a costat jocul plus toate modurile? Pă, m-a, da, m-a costat câteva sute de euro, să zic. Bun, hai că am oprit de aici. E Mr. Bandit. Corneliu, știu că e Mr. Bandit. Ce respect, da. Nu mă tentează pe mine să mă bag în nicio comunitate. Rămân eu așa de capul meu. Că mai fac convoaie cu voi, aia e. Cum m-ai învățat să conduci așa? Augsburg, acolo stau, da. Mergem pe linia 1, trebuie să cuplăm garnitura noastră. Dacă observăm în dreapta noastră, este un tren pornit care așteaptă la semafor, semaforul fiind stricat din cauza zăpezii. Este posibil să-l găsim aici chiar și când ne vom întoarce la Orșova. Cu puțin noroc, poate ajunge în gara. Ok. Ok. Deci mergem mai în față noi. Teoretic. Ia să vedem. Frâna scoasă. Se fac ceva mașini acolo. În Cornelul, nu știu. Probabil, habar n-am. Avem două bife. Îi dăm un save frumos să nu facem căcatul praf. Îi dăm o salvare și e bine așa. Probabil că se fac. S-a stricat semaforul, da. Se strică semaforul. Mario RPG Behood, e interesant jocul, e frumos. Dacă sunteți pasionați, nu știu, de simulatoare și de chestii de-astea care imită real life-ul, rămâneți pe zonă. Mai jucăm Euro Truck, American Truck, Train Simulator, Farming, Phasmophobia. Oh, că avem 70-ul. Haide cu 70-ul. Mamă, ce limită de viteză. Cât ai dat pe joc? Paul, poți să intri pe Neba să vezi cât costă jocul. Și ai și reducere. 3% cu promo cod TIT89. Discount. 3% reducere la jocuri, la DLC-uri, la alte nebunii. Bă, dar noi unde mergem? În capa sufletul. Hai că da. Hai Car Mechanic Simulator, l-am, dar nu l-am instalat. Deci ăsta mi-a arătat să vin aici în față și eu trebuie să mă duc în spate. Ba da, Bogdan, ba da. Hai că am făcut fain. Deci m-am uitat când eram în gara acolo și mi-a zis că trebuie să merg în față. Hai să schimbăm cabina. Și mergem invers. Mersi. Oamenii care folosesc promocodul. Edi Lupu, salut! Mare Darius, salut! Deja da cu zăpadă, seara bună! Scorpion. Ce RAM mai pe PC? 16 GB de RAM. Dar n-am, am niște RAM mai, model mai vechi, pe care o trebuia să se schimb pe viitor. Nu să cei mai profi, să zic. Dar pe viitor o să facem să fie bine. Vei merge și la Cluj? Nu știu dacă avem scenariu pentru Cluj. Dar vedem. Liber cu viteză redusă 30 la oră. Ok, hai să o lăsăm încet, băieții, că nu vrem să facem căcatul praf. Bam. Ok, punem pe mers înainte, ok. Hai să mergem să luăm garnitura. Cât te-a dat pe PC? Ultimul update, vreo 2000 și ceva de euro. Scenariul de Arad este? Din câte știu eu nu, dar vedem pe viitor. Poate se lansează, nu se știe. Aveți link-uri în descriere, da? Cine vrea să afle detalii și informații legate de jocul ăsta cu chestii românești, aruncați un ochi pe descriere acolo. 4 GB de RAM este bun? Bă, e bun. Dacă nu-ți permiți mai mult, pus ok. E bun, cum ți-ar spune. E bun. Mergem mai departe cu 30 la oră. Alimentează-te cu bere. Gata, boss, păi și nu băgăm noi o bericică frumos, elegant. Măi, leu, ce mai înțe berea. Mi-a ajuns și mâncarea. Am comandat și niște mâncare. Probabil că mâncarea mea s-a răcit deja. Dar nu vreau să stau aici să bag ghiuzdan și voi să stați cu mine.
că nu e frumos. Deja a venit iarna, adevărat, adevărat. Este omul în Arad, frumos, frumos, am făcut școala în Arad, vreo 4 ani de zile. Adică, cunosc Aradul, chiar îl cunosc. Bou, Roșu, Michelaca, Vlaicu, nebunii. Plec electric, Vin Diesel. Aia zic, Vin Diesel. Eu mă uit la niște filme în care... Păi nu te mai uita, mă, Vescan, nu e frumos. Dacă instalezi scenarele, îmi intre automat și locomotive și vagoane. Bogdan, nu. Trebuie să-ți cumperi și vagoane și locomotive și toate nebunile, da? Scenarele sunt o chestie, vagoane altele, locomotive alte chestii. Deci toate au diferite chestii. Mare Darius, ai un like de la mine. Mersi frumos, mare. Mersi frumos. Mersi frumos de like. Și dați și cu abonare, care nu e abonat pe aici. Mecanul cu n-are voie să bea când e la muncă. Păi nu beau, boss, de gust. De gust nu beau. Păi dacă mă pun să beau, nu vrei să știi cum beau. Acum de gust o bere cu voi, că na, așa e frumos. Așa e frumos, de gust o bere cu băieții care e pe zonă pe aici. Android, salut, salut, seara bună. Seara bună și bine ai revenit. Mai trebuie ceva DLC-uri, da, trebuie European Asset Pack și US Asset Pack. Nu dai șeful moderator acolo. Dănuț, moderator pe activitate pe viitor. Să cuplăm vagoanele. Hai să le cuplăm. Avem niște vagoane de-astea vechi, antice și de demult, după care puteți uita. Eu sunt din Arad, din Arad. Frumos, frumos. Mă jucai, Eurotrack, dar nu mă... Ce? A? N-am înțeles ce vreau să zici. Ai soție? N-am soție. N-am soție, n-am copii. Eu este doar un film Hakito în care moare câinele. Hai să o lăsăm încet. Cuplăm vagoanele și mergem mai departe. Mergem mai departe, îmi place cum gândești. Câți ani ai? 30, Mario. Iulian, ai un like de la mine. Mersi, Iulian. Mamă, dacă nu m-ați... Coaie. Parcă sunteți boți să mor de nu. Aceeași întrebare de 70.000 de ori. Beats Brothers, salut! Cum se numește jocul? Viorel se numește Train Simulator 2020 cu chestii românești, cu content românesc, modul românesc. Bun, ar trebui să cuplăm. Hai să luăm vagoanele după noi, dacă putem, zic și eu. Cuplăm, cuplăm. Trebuie să merg mai în față? Care e faza? Mamă, nu se cuplă. Aia zic. S-au cuplat? Nu s-au cuplat. De când joci? Nu joc de mult. Ce e aici, fratele meu? Vreau să cuplez și eu niște vagoane în pula mea. Ce se întâmplă? Este cursă până la Iași. Nu este cursă până la Iași, din ce știu eu. Stați, bă, băieți, că trebuie să cuplăm vagoanele și nu știu ce dracu nu ne lasă pe aici. Hai să lăsăm încet. Un pic mai în față. Hai să scoatem asta așa, bam, bam, bam. Dacă Eneba este legit, Eneba este legit. Deci Eneba este legit, da? Gata, am cuplat. Așteptăm puțin, după care dăm goarnă și o luăm la drum. Drum bun, domn mecanic, și așteptăm semnalul dumneavoastră odată ajuns la Balota. Prima oprire, gura văii. Gata, băieții, am cuplat. Schimbăm sensul de mers, uite așa frumos. Și mergem mai departe. F1. Unde-i gura băi asta? Să mă împac mama. F1. Cât avem?
15 km până la prima oprire. Hai să plecăm. Ce microfon ai? Se aude foarte bine. Am un microfon sărăchie, de la căști. Nu-i ceva profi. Nu-i ceva profi. Hai să plecăm, băieții. Noroc și sănătate. Doamne ajută, foi de 100, cum ar veni. Ținut tot așa și crește numărul de prieteni. Crește numărul de prieteni, să crească abonați, să crească like-uri, să crească nebunii. Wireless, nu o wireless, boss. Avem fir aici. Avem fir de ăsta. Eu am microfon de la Scorpion. Nu știu Darius. Nu știu ce face Scorpion ăla. Eu am microfon de ăsta sărăchie, de vreo 60 de euro, 70 de euro. Ionuț, salut! Ionuț GB. Salutare! Stați așa două secunde. Cu berea nu e prea conținut family friendly. Nu prea eu. Stați așa. Bun, gata. Gata, am plecat. Mai zi o dată. Viorel, ce să-ți mai zic? Ce n-ai înțeles? Ce n-ai înțeles? Să-ți mai spun. Hai să plecăm la drum. Hai să plecăm la drum. Avem, cred că avem liber în față. Nice. Adrian, de ce acolo unde arată abonații scrie D la sfârșit? Descan pentru că D... Nu știu. E numele meu. E numele meu, cum ar veni, nu? Adrian D. AD vine de la Germania, Deutschland. Și Adrian e numele meu, cum ar veni. Cum se numește jocul? Train Simulator 2020. Viorel. Train Simulator. Train. De la trenuri. Train. Train Simulator. Adrian Pavel, salut. Salut și bine ai venit. Cum pot pune o locomotivă românească fără scenariu? Păi poți să pui, să mergi pe Germania cu locomotivă românească, deci... Deutsche, da. Adiță, bro, te pricep la PC-uri. Nu mă pricep. Nu mănânc căcat că n-am, știu, plăci grafice, plăci de bază, dar nu știu să fac configurații nebunii. Deci nu. Avem 4 bife, îi dăm un save aici frumos. Și mergem în treaba noastră cu 70 la oră. Haide băieții! Haide băieții cu cuchețe! Sebică! Sebi, ți-e știe la valoare? Ce faci, mă, puiule, mă? Nu mai îmi citești comentariile. Aoleo! Suferindu-le, care e suferind. Bro, mai citești pe alții, mai ești comentarii pe chat-ul ăsta. E oameni care scrie, care e pula mea. Înțelegi? Citim la toți. Am salvat jocul, am salvat. Am intrat pe Discord. Adrian, mersi fain. O să te bagi acolo la creație cu oamenii, să vorbești, să schimbi o vorbă, măslin, oare pe de mașină. Cu oamenii să știu de Caterinca, știm de vrăjeală. Andrei Vije, salut a treia oară, vreau să-mi dai mie o promovare, please, te rog, am 80 de abonați. Andrei Vije, nu fac promovări, dar uite, oamenii care sunt aici pe zonă, dacă vor să meargă la tine să se aboneze, Doamne ajută, să-ți dea un like, să se aboneze, n-am nimic în împotrivă. Aaa, în Germania nu angajează mecanici, angajează, Valentin, angajează. Se caută pe domeniul de mecanică, tinichigerie, vopsitorie și așa mai departe.
Angelo, hai că peste un an o să ai un spam în chat de visezi noaptea alfabetul. Clar, clar. Bă, încerc să vă citesc la toți mesajele, să mă bată mama. Cred că e, nu știu dacă e bine sau rău, dar... Am creierii atâta, când termin live-ul, nu mai știu, nu mai zic nimic, văd numai mesaje. Am numai mesaje în cap. Sper să înțelegeți, da? Că mai sar și eu câte un mesaj, două, trei, pula mea, se mai întâmplă. Aveam o problemă cu PC-ul. Ce problemă ai, Adiță? Poate să te ajute băieții de pe aici, de pe zonă, nu? 13 km până la prima oprire. Flash, salut, seara bună. Pun semnalizări dinamice. Iarna la tine e toamna afară. Păi nu? Păi nu-i frumos? Ia, luați un loc în vagon, băieții și fetele care e pe zonă. Bine ați venit la CFR. CFR Călători personal de Corșova. Cam așa arată vagonașul nostru. Cam așa arată vagonașul nostru. Câți gigabytes de RAM ai? Am 16 gigabytes. 16 giga memorie sau ce gigabytes te referi? Uite, vă da George acolo semnul scămării PC. Care vrea să știe configurația PC-ului, aveți comandă pentru Naibot. Semnul exclamării PC în chat și vă dă ce aveți nevoie, da? Cereal e jocul. E ce trebuie. E ce trebuie. Flash, nu mă pricep la PC-uri, e pateu, îs pe lângă, adică ce pot să vă zic? Nu știu ce pot să vă zic. N-am, nu mă pricep. Vasile Gaming, salut. Când bag cablul în sursă, nu se învârte ventilatorul din sursă, dau în schimb niște, ce? Mișe, învârt? Mamă, coaie. Scoate un zgomot urât, apăsi pe butonul de pornire și nu vreau... Hai de pula mea. Hai că ai scris. Deci nu merge. Per total nu merge cum ar veni. Mâine faci live cu American sau Farming? Nu știu. Vedem. Zici că GTA 5. Sebi, salut, tataie. Hai noroc și sănătate. Doamne ajută, foi de 100. Hai cu 200, hai că se poate. Știe cineva cum pot pune locomotive pe tren în simulator? Nu-i greu, poți să cauți și tutoriale pe YouTube dacă e. Marian. Că vezi o grămadă de tutoriale. Pateu, vezi că ai tupeu? Bră! Se știe. Legend, salut. Salut, ce bine ai venit pe la noi, pe aici, bine ai revenit. Alin Kinges, salut frate, respect Alin. Hai să mai mergem cu... în locomotiv aici, în vagon. Vlad Vatan, noroc și sănătate. Ce muncești în Germania? Muncesc la Amazon. V-am mai zis și pe live-ul anterior că lucrez la Amazon. Până una alta, nu uitați de like, subscribe, de la blană bombă ca să fie bine, să nu fie rău. Să apărăm pe YouTube-ul ăsta minunat și minobulant. La recomandate, cum ar veni, să vină lume nouă. Șofer. Lucrez la depozit. Eu am mâncat în Anglia la Amazon. Foarte bine. Și cum ți se pare? Eu am mâncat 5 ani la Amazon și vreau să-mi schimb job-ul. Că mi-ajunge. Alin s-a abonat. Bine ai venit, Alin, la noi aici pe zonă. La Levianul ăsta, blană bombă, minunat și minobulant. Este o aplicație Amazon. Este. Amazon e mare, bă, băieți. Amazon e mare, are aplicații, are site, are ce, are de toate. E Amazon, adică Jeff Bezos, înțelegeți voi. Vreau să fac o glumă cu caracter vulgar, nu se bine. Dacă e cu caracter vulgar, poate e mulți copii pe aici, poate nu știe lumea Caterinca, poate... Bălan s-a abonat. Bine a venit, Bălan. Munca e ca la Balamuc, a? Bă, nu știu, dar după 5 ani ți se...
e rutina aia, nu, nu mai ce trebuie. Adică e... Înțelegi? Știi tot, nu mai e nimic care să te atragă la jobul ăla. Adică să mergi voios la muncă, mergi cu scârbă. Bun, hai să mai vedem trenulețul, The Pressure. Salut, salut. O să faci live cu forța, o să urmăresc cu 100%. O să vedem cum facem, să fie bine. Mihai, salut. Flappy, hai noroc și sănătate. Sănătate și virtute, să avem bani, să avem ce? Ia să vedem. Știe băieții, hai că știe băieții. Să avem bani, să avem ce? Pe recrutare? Iulian s-a abonat. Pe recrutare ce? Cum adică, la Amazon pe recrutare? Cu agenție de asta de forță de muncă? Probabil că da, că nu ai... Vlad Furdui s-a abonat. Cât e ora în Germania? E ora... 8.51, cred. Ia să vedem. Da. E ora 9, fără 9 minute. Hai să dăm un 30 frumos. Să-i dăm un 30 frumos și elegant cum ar veni. Ce vorbești, bă, tată, bă? Să avem ce? Uite, mă, că Viorel știe. Ia, uite, mă. Singurul care a ghicit. Care a ghicit cum stă treaba pe aici. Bă, băieți, bă, bă, băieți, ce dracu. Ce dracu, mă, băieți. Și am încercat să mă duc în recrutare în armată și că nu sunt locuri disponibile. Nasol. Pârvu, salut! Salut, salut! Mai vin în România? Mai vin, dar nu știu când. Adică, momentan n-am gânduri de... de întoarcere în românica noastră. Dar poate pe viitor? Nu, nu se știe. Nu se știe. Mersi de abonare, guys. Mersi frumos. Mersi, scuze de expresie. Hai că noi nu știm aici, Caterinca. Alexandru s-a abonat. Bine venit, Alexandru! Ca la mine să te servesc un cozonac. Măi, leu! Cum îmi instalez și eu modul cu trenuri? Andrei Vije, descriere, da? Aveți în descriere 3 site-uri de unde puteți să luați locomotive, vagoane, scenarii, tot ce aveți nevoie. Vedeți acolo prețuri și alte nebunii. Să avem ce fugari! Ia uite-mă că și Adrian știe! A, zic Adriane! Spin Tires data viitoare. Nu știu dacă am Spin Tires. Cristi s-a abonat. Bine a venit. O să te întreb de salariu. Salariu e decent. Nu pot să vă zic acum cât câștig că na, nu-i... Maria Durle, salut! Maria Durle? Maria Durle, pardon. Darius cu un euro, un moderator când? Moderator pe viitor, guys. Nu știu, că m-ați rupt cu moderatorul ăsta. Popa, salut! Pe viitor, când o să fie multă lume, o să fie nebunie pe aici, să nu se respecte lumea, să nu fie respect în chat. Momentan, moderatorii care sunt acum pe zonă își fac treaba și nu avem probleme. Mersi frumos, Darius, de donație. O gură de bere pentru băiatul care a donat un euraș acolo la valoare. Sestro, salut! Salut și bine ai venit! Te-am văzut prin Germania. Ia uzi, Cosmin, m-ai văzut prin Germania? Băi, ești nebun! Băi, ești nebun! Și? Îți frumos? Hai că îți frumos dacă e. Îți frumos, îndragi. Hai să punem pe mers. Și mergem mai departe. Jocul se poate juca și gratis pe telefon? Jocul ăsta nu. Jocul ăsta sigur nu. Spin Tires, Madrunner. Am Madrunner-ul ăla. Dar nu mă prea... Nu știu să zic. Nu mă prea pasionează să zic. Mergi prin Nămol, pe acolo, cu virgulă camionul, cu faci de-astea. Este protest mare acolo. Ba, am auzit și eu că este ceva protest. Și am auzit că a fost și la București. Care din București poate să confirme, nu știu. A fost ceva protest la București? A treia oară când îmi zici numele deja. Ce fac eu de câteva live-uri la tine, zic salut, când văd că ești live și când termin zic salut. Asta e ce fac eu. Ok, sestru, ok. Ce jocuri mai avem o grămadă de jocuri neinstalate. Atunci Assetto Corsa, avem și Assetto Corsa. Ce trebuie să fac e doar să le instalezi cum ar veni.
Am fost că am văzut la știri. Aia zic, am văzut ceva și pe la București, ceva proteste. Sper să nu fi fost cu bătăi, cu nebunii, cu soldat de răniți. Să fi fost protest ăsta pașnic. Nu e bun la Seat Corsa, are controlerele nașpa pe tastatură. Pe tastatură clar. Pe tastatură clar că o să joci ca ceapa. A Seat Corsa, dacă nu aveți un volan acolo, ceva... A fost și în Tbilisi proteste. Ce jocuri, mai știi ceva jocuri gratis care pot juca și pe telefon? Viorel, nu joc jocuri mobile. Dacă am jocul pe CD, merge? Andrei Vigil, care joc ăsta pe CD? Este pe CD jocul ăsta? Probabil că merge, trebuie să meargă, adică pula mea, nu știu, apar n-am. N-am nici o mai vagă idee. Ionuț Vlad, salutare! Mai degrabă paznic. E cam plictisitor jocul. Bă, mie îmi place, adică suntem pe România, avem chestii românești. Nu neapărat faptul că trebuie să faci ceva, nu știu, wow, să te zbați aici, să... Ca pe GTA, știi? Ca pe 5M sau pe alte chestii. E treaba că ai chestii românești, uite, adeplastul acolo, sus, tirul de adeplast. Eu, cum să vă explic eu, o nostalgie de asta românească. O nostalgie românească. Înțelegeți voi? Nu-i prea multă acțiune, dar, uite, până pornești locomotiva, până mergi, trebuie să te oprești la stație, trebuie să... Cam asta e treaba. Mai iau o gură de bere. Păi, bă, ia uite, bă, băiții ăștia, ce mă îmbie e să mai iau o gură de bere. Ia, băiatul, nu-i panică. Ne oprim acum la a doua stație să-i dau un F2, să salvăm progresul. Și la următoarea oprire o să mă duc să bag și o jumătate de țigară. De unde ești din România? Timișoara! De ce merge așa încet? Gata, merg cu 50. Vedeți aici jos? Avem limită de 50 la oră, da? Îi dăm cu 50, îi dăm. Alexandru, restricțiile sunt ca în viața reală, da. Totul e făcut 1-1, guys. Timpul de condus, restricții, nu știu, gară și așa mai departe, e făcut 1-1 cu ce este în România în real life, pe jocul ăsta. Și dacă sunteți interesați de chestii de astea, să investiți în joc, aveți în descriere 3 link-uri, 3 site-uri care vă ajută să vă luați ce aveți nevoie pe acolo. Ca și trebantul merge mai repede. Merge. Dacă avem limită de 50 boss, nu pot să merg cu 5 milioane la oră, știi? Cu viteză de aia blană bombă. Merge și nu e frumos, că suntem români. Respectăm limita cum ar veni. Și nu uitați că cine mă... Ia să vedem. Cine mă postează pe Instagram acolo, pe poveste, vă dau repost. Repost pe Instagram. Deci nu uitați. Foarte important. Follow back, repost, alte nebunii. Nou președinte. Care? Cine a ieșit președinte pe America? Berebi. Cine e nou președinte? Joe Biden. Ah, Joe Biden, ok. Bă, ce să zic, nu știu, nu prea sunt temă cu politica, dar o să arunc un ochi, să văd ce s-a făcut pe acolo. Joe Biden. O să mă uit să văd ce și cum. Bătrână. Ți moale roata la locomotivă să mă bată mama, facem pană la locomotivă, băieții. Costi Nicolae, seara bună. Aia cu 50-ul. Aia cu 50-ul la blană bombă care ne place nouă la valoare. 3 km până la gura văii, linia 2, călători. Ai fost la curve vreodată? N-am fost boss. N-am fost, nu știu, nu cunosc. O întrebare, pe ce buton schimbi cabina?
control și minus de lângă backspace. Andrei Citea, salut. În ce folder trebuie să pună locomotiva după ce o descarc? Marian, trebuie să intri în joc, în Train Simulator, în Utility și de acolo în Pack Manager instalezi treburile. Shadow! Putem lua și un Jimmy tricolor? Care e Jimmy tricolor? Care e Jimmy ăsta tricolor? Avem un galben clipocitor, asta înseamnă că vine un 30 din ce știu eu, sau? Ia să vedem, bă, băieți! Arabesc! Ia uitați, bă, băieți! Camion de la Arabesc, de la Timișoara, materiale de construcții. GM-ul e tricolor. Ok. Pe PC jucăm, da. Pe PlayStation nu se poate juca din ce știu eu. Dar poate mă înșel, poate știe băieții mai multe ca mine, că habar n-am. O locomotivă tricoloră care arată ca GM-ul. Cred că există, da. Habar n-am. Mergi cu 50 pe limită de 70. Haide băieții, să-i dăm talpă. Dar mai avem un kilometru până la oprire, până la stație. Hai să dăm un 70. Hai, băieți. Care vrea 70, care vrea senzație majoră cu 70 la oră. Cringe 100%. Cringe 100%. Ia uite, mă, bă, cringe 100% cum s-a abonat el acolo. Pe unde ești? O să oprim la Gura Văii. Gura Văii, linia 2, călători. Acolo avem oprire. Aia cu 70, dacă vreți, băi, cu 70 mâncava și talentul vostru. Aia ruta asta, Valea Oltului, Sibiu Mediaș, nu cred că am. Abar n-am, dar nu cred că am, sigur. Andrei, nu-i panică. Univers, salut. Ia uitați, 70 la oră mâncava și talentul vostru. Și acum trebuie să oprim, că avem 30. Ce v-am zis? Ați vrut viteză, luați cu viteză. Luați cu viteză, ce placă video ai, dați cu semnul exclamării PC. Cine vrea să afle PC-ul meu, semnul exclamării PC în chat acolo și vă dă naibotul. Am o râșniță, o coptură de calculator și eu. Hai să mergem încetuți pe aici. Mergem încetuți că vine stație. F2, frumos, elegant. Ai dat Shadow PC-ul ăla, peste cap l-ai dat. Na, situație, s-a blocat. Cine s-a blocat? A fost cu camionul cu 130 la oră. Ce să zic? Creier, 130 la oră cu camionul, e blană bombă. Hâți cu lapte, steak. Ia de aici, ia cu goarnă. Tudor, salut. Ia cu goarnă, puiule. Ia cu goarnă de asta. Joseph Biden. Bă, nu știu cine e ăsta, pardon. Să-i trăiască neamul și familia. Nu știu ce face, cu ce se ocupă. Președinte la America, am înțeles. Hai să lăsăm încet, că trebuie să oprim imediat. Pe ce buton aplici frâna? Eu n-apăs pe butoane la frână. Eu dau cu frâna direct din mouse. Îi dau cu frâna din mouse. Frumoasă locomotivă. E ce trebuie. Ia uitați cum să ne faci o poză. Bam, băgăm o poză și tragem frâna că trebuie să oprim. Gata, băieți, am și oprit. Să urce pasagerii și o să mă duc să mă bag o țigară, guys. Mă duc să bag o țigărușă, Shadow Aka Ionel. Scrie și tu pe rămânește acolo, că poate ți-ai un 300, un ban, sau nu știu, zic și eu. Știi ce zic? George, salut! A zis găgică mea că te-ar... Hai că o zis, mâncava și talentul vostru de bagabonzi.
trebuie să ajungem la Drobeta Turnul Severin. Deci mergem la Drobeta Turnul Severin. Să mergem acolo, e următoarea oprire. Bun, perfect. O să mă duc să bag jumătate de țigară. Rămâneți pe zonă. 2 minute, 3 minute maxim și revenim. Revenim, guys.
Gata băieții cu căței, băieții și fetele, care mai e pe zonă, care mai durește, care mai poftește, trenulețe, nebunii. Am revenit de la țigară, am adus și o bere proaspătă, frumoasă și elegantă, rece, cum ne place nouă, pe barul să neală, Han Rock, Doamne ajută, foi de 100. Nice. Bă, una peste alta. Mersi de like-uri, au plecat. Aie, lumea pleacă, lumea vine. Știi ce zic? YouTube-ul ăsta e mare. E mare YouTube-ul, e mulți oameni, e... Nu-i panică. Mersi de like-uri, mersi de prezență, de susținere, hai să merg mai departe. Avem următoarea oprire, o avem la Drobeta, turnul Severin, linia 2. Hai să mergem. Hai să dăm bice, băieți. Cosmin, salut. Hai să-i dăm bătaie. Adrian Studio. Cerințe minime pentru jocul ăsta. Bă, n-are mari cerințe. Dacă îl joci standard, gen cum vine jocul, n-ai treabă. Dacă pui niște chestii de-astea românești, o să ai nevoie de un PC mai bunicel, ca să te lămuresc așa, per total. Înțelegi? Descan. În sfârșit ai început că muream de plictiseală. Bă, ce să zic, trebuie să mă înțelegi și pe mine, că mai bag și o țigară, nu fumez în cameră, cred că nu-i combinația. E camera unde dorm și nu vreau să fumez aici, de-aia mai ies, mai dispar așa câte 2-3 minute, 5 minute. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, Doamne ajută. Mersi, Cosmin, mersi. Dacă am laptop, merge? Posibil să-ți meargă, depinde ce laptop. Dacă ai un laptop mai bunicel, poate să-ți meargă, clar. Și dacă îl jucați jocul pe standard, cum vine el cu chestii nemțești, o să meargă jocul bine. Doar că scenarii și chestii românești consumă, are nevoie de multe, multe resurse. Schnitzel, salut, pentru că sunt făcute chestiile 1-1. Deci, cum să zic, geografic vorbind și cu locomotive și cu tot, 1-1 aveți nevoie de resurse, cum ar veni. Am Lenovo. Darius, mai lămuri Buștean. Ai Lenovo. Bravo, boss. Ce configurație are Lenovo a tău? Lucy, salut. Sper să ajungi la 1000 de like-uri. Hai că ajungem la 1000 dacă e. Bă, am făcut azi pe live-ul anterior 400 de like-uri, blană, bombă. Mersi frumos, guys. Băieți și fete și toți nebunii care e pe zonă pe aici, care bea bere cu mine. 400 de like-uri, record. Cât costă jocul? Vedeți pe Eneba. Eneba aveți și reducere 3% cu TIT89 promo code. Și vedeți pe Eneba cât costă joculețul. Ai schimbat locomotiva sau e alt traseu? Suntem pe Balota Orșova, doar că pe treaba asta cu zăpadă. Sebi Andrei, nu zic nimic. Ajung 3.2 GHz pentru joc. Bă, v-am mai zis, puteți să faceți o comparație între configurația voastră și jocul ăsta pe Google. Sunt o grămadă de softuri care fac treaba asta. Căutați pe Google și găsiți ce vă interesează. Cosmin Mister, salut. Cum se numește jocul? Train Simulator? E 2020, dar îi dați update de ăla din Steam și își face update la 2021. Ai văzut lucruri mai random pe chat? Nu, boss. E pe chatul ăsta de toate, pentru toți. Fă concert de goarne. Eu când văd zăpadă, îmi vine să mănânc zăpadă. Ia uzi! Nu cați așa, îmi vine să mănânc, mamă, cu aici. Frumos. Cum dai update din Steam? Clic dreapta pe joc, proprietăți. Și la updates acolo îi dați
Îi dați update, pur și simplu. E 6 euro. Pe Neba e 6 euro, clar, clar. Sebi Andrei. Doamne ajută. Sau lasă. Hai să menținem treaba asta pentru așa, știi? Nu pentru live-uri, pentru chat. Ce să zic? Nu zic nimic. Hai cu 100. Hai cu 100, băieți, avem 100 la oră. Mergem și noi mai tare puțin. Mergem și noi un pic mai tare. Cât mai ține scenariul? Păi mai avem puiul. Am făcut 1, 2, 3, 4, 5 bife. O să urmeze a 6-a bifă. Mai durează puțin. ...181 de like-uri. Bine, boss. Manele. Raul, nu pune manele, că pe live-ul de ieri am pus manele și mi-a blocat live-ul. Adică, nu-i combinație. Cât costă jocul ăsta? Piru, poți să te uiți pe Nemba, bossule. Unde pun promocodul? Vezi că după ce selectezi metoda de plată, o să apară acolo o chestie cu discount code. Și acolo îl pui. Unde îți apare cu discount codul, acolo pui TT89, cu caps lock frumos, elegant. Nu știu dacă prinde 140, dar avem limită de 80 imediat. Liber cu viteză stabilită, perfect. Ia uitați-l, mă încalar tata pe el de trenuleți, ăsta frumos. Cum te cheamă pe Instagram? Dă-i cu semnul scamării Instagram. Mai bagi și faci scenariul după? Nu știu. Vedem cât durează, adică... Sunt ieftine, pe Neba sunt jocuri ieftine, adevărat. Chiar sunt ieftine jocurile, în comparație cu alte site-uri. Nu dau nume că... Primești și săgeata albastră? Nu cred că primești. Sulzer îi spune. Sulzer. Ce repede mergem. Mănânc de două ori în continuu și nu mă satur. Te cred. Trenul e fain. E în plană bombă. Stai că se încarcă și scenariul. Avem un pic de lăguz de ăsta. Hai să lăsăm ușor. O să avem limită de 80. Și următoarea oprire, stimați călători, la Drobeta, turnul Severin. Hai să bem o gură de bere pentru Drobeta. Cine e din Severin? Cine e de pe la Craiova, de pe acolo? Oltenii. Hai, o mână în picioare, Oltenii de pe chat. Avem Olteni pe chat, sau. Hai, Oltenii. Oprim la Drobeta, turnul Severin. Următoarea stație. Eu mai ronțui. Eu sunt Oltean. Eu. Ia uite. Hai cu Oltenii. Să fie bine, să nu fie rău. Ai făcut misiune pe la Brașov. N-avem Lucy. Nu cred că avem Brașov. Ba, avem. Dar nu știu dacă am făcut. Cred că am făcut, probabil. Hai să o lăsăm încet pe aici. Și eu sunt Oltean, Zanti Materie, bine. Bă, nu uitați să vă abonați, da? Dați cu un like și o abonare și ce vă place, dacă vă place berea, dacă vă place Caterinca. Ăsta e live-ul corect. Live-ul corect pentru Caterinca, pentru bere, pentru mers cu trenul, pentru mers cu camionul. Hai să luăm altă locomotivă. Trebuie să terminăm scenariul, Shadow. Zalău, Sărmășag, da. Zalău, Jibou, Sărmășag. Este, avem. Eu-s din Cluj. Bine, locotonentul, eu-s din Cluj. Mie-mi place pita cu un soare. Ți-ai cumpărat DLC-ul de hartă FS19? Nu, Cosmin, nu l-am cumpărat. La Zapi TV, te uiți? Nu mă uit, Shadow, nu mă uit. Nu știu ce face Zapi. Zapi TV, habar n-am. Andrei Vige, cu modul ăsta primești și săgeata albastră. Nu înțeleg, boss, ce vrei să spui tu acolo, să mă bată mama.
Eu sunt din Suceava, Moldova, pe zona acolo. Bă, chiar suceveni sunt moldoveni, nu? Sau ce vă considerați, moldoveni? De la Suceava. Hai să o lăsăm încet. Hai să o lăsăm încet, băieții. Săgeata albastră e tren. Știu că e tren. Și îi spune de zero. Bucovineni. Ah, bucovineni, nu sunt moldoveni, am înțeles. Unii se consideră, alții nu. Am înțeles. Alin Gaming, Spania. Trăiască Spania, viva la Spania. Germania pe zona aici. Germania și România. Ai Sibiu? Este, Paul, este și Sibiu. Este, avem scenariu cu Sibiu. Eu am fost în Spania și Germania. Bine, Vescan. Frumos acolo, pe călătorie, pe nebunie. Hai să mergem mai în față puțin. Uite așa. Ia, bin Deutsch, sehr gut, man. Sehr gut. Oricum, dacă ți-e bea aici, nu poți spune că nu e Moldova. Bun asta. Ai cu Pitești? Cred că avem. Nu, avem Ploiești. N-avem Pitești, avem Ploiești. Avem Ploiești, București. Ia uitați cum e locomotiva aia, cum e vagonul ăla pictat. Uitați, bă, băieți. Ce să mai zici? Gară românească, tată. Gară românească. Ai ruta Sibiu? Avem. Craiova, este și Craiova. Faci live-uri cu trenuri des? Bă, facem și Eurotrack și American Track, facem cu toate. Încercăm să le combinăm. Că poate la unii le plac camioanele, la alții le plac trenuri, la alții le plac avioane. Magdeine Deutschen accent. Hai că am un accent de neamz ăsta de mă piși pe mine. George, noapte bună. Shadow Glitchy s-a abonat. Că-s din Ruginoasa cu tradiție, cu nebuneli. Cu nebunii, cu toate astea. Toate astea, bă, băieți și fete. Cât costă simulatorul? Înainte să ajungem la destinație, mai avem de făcut o oprire și anume la Valea Albă. Atenție la garare, este linie periculoasă în curbă și pantă. Ok. Deci avem la Valea Albă linie periculoasă în curbă și pantă. Hai să vedem cum facem, băieți. Avem bifele. Îi dăm un F2. Dan Iulian Lungu s-a abonat. Bine a venit pe la noi pe aici. Hai să mergem încet. Să știi că ai un accent foarte mișto. Rar rămân cu accentul ăsta, dar bravo. Hai că... Halo, vigheți? Alles gut bei euch? Vigheți, meine Freund? Jeff, salut. Hai că vorbesc germană. Hai că am dat-o... De la bere, guys. E bere nemțească, învăț și germană cu berea asta. Hai că învăț. Bă, în unele zone de aici, să ai 12-13 ani să te înveți cu băieții, e ceva normal. Aoleu. Adina! Ce faci, mă, Adina? Mă, puiule? Hai că nu e așa grea germana. Hai că nu e. Nu mai zic nimic. Nu e. Bea o cafea. Hai că... Adina! Că ți-aș talentul tău, e ora... 9:20. Tu bei cafea la ora asta. Hai, bine rău. Bine rău pe cafea. Bine rău. Vreau să văd anul acesta care e bun abonat și trimite ceva. Bă, da. Berebi. Tu ești un bun abonat. Cu jumările alea am primit jumări anul ăsta din România. Cum se numește DLC de România? Paula Kim, la ce te referi? Pentru Eurotrack sau American Track? DLC-ul cu România. Aveți în descrierea canalului acum la live aici. Pentru tren simulator aveți site-uri pentru chestii românești. Și pentru Eurotrack, Black Sea-ul. Pentru România, Black Sea. Road to the Black Sea. Găsiți acolo, ăla e DLC-ul cu România. Ce n-avea că dacă aș vorbi germană mi s-ar limba plimba în gură. Aia zic. Germană e, bă, nu e greu de vorbit. Dar gramatical te rupe. Dacă vrei să vorbești gramatical corect, n-ai nicio șansă. Așa că vorbești germană și duci la magazin și îi spui la ăla că vrei, nu știu, ceva, te înțelege. Dar gramatical te-ai dus.
Paul Achim, hai, uite-te pe site-urile din descriere. Sunt link-uri de la site-uri, nu de la moduri. Intrați pe site și vedeți cât costă. Tot ce vedeți aici costă bani. Ca să ne înțelegem, da? Ca să ne înțelegem. Îți dau un sfat. Poți să-ți pui Steam-ul pe Argentina. Nu merge, nu mai merge. Am încercat. Nu mai merge. Eu când jur zice... Își dă lumea că-s moldovean. Păi... Crușa, mătii, cu alea. Jurături de-alea moldovenești. Știe băiatul, știe băiatul. Hai să dăm un pic de viteză, că avem 70 la oră. Să nu întârziem. Hai să mai dăm și o goarnă. O goarnă de-asta, blană, bombă. Aia zic. 6 de mai departe. Cu 70, avem 50 în față, hai că o lăsăm moale. Mă, uite, PUBG șpilăn. Păi și nu vă jucați voi PUBG? Păi și nu vă jucați voi PUBG? Dani Petru, da. 69,300 subs. Ia uite pe marihuana, ce ține contul acolo la abonați. Sunt nou, mă abonez. Dani Petru, mersi frumos de abonare. Bine ai venit. Bine ai venit, bine ai venit la trenulețe, la nebunii. Locomotive și alte chestii care ne place nouă pe valoare aici pe live. M-am spart, ești spartan. Nu se zice așa, boss. Se zice că ești spartan, nu te-ai spart. Luca Cristian Oprea, salut! Salut și bine ai venit! Hai că avem 50-ul. O lăsăm ușor. Manevră permisă până la următorul semnal de manevră. Aia vreau să văd. Aia vreau să aud. Bunicul meu a fost în al doilea război mondial. Blană, bombă! E veteran. Veteran de război. Ușor, bobiță. Ușor, ușor. Laghează doar când ai de stație. Laghează când sunt mai multe detalii, gen, nu știu, o stație sau mai mult trafic, atunci mai are un pic de lag. Caută după live Jimmy Tricolor pe Google. Ok, o să mă uit, văd. 6720 de secunde și 194 de like-uri. Bine! Am versiunea 1.39 și îmi zice că versiunea e veche. Pentru ce? Ce vrei să faci? În primul rând... Cosmin. A fost sergent. Ce vorbești, tată? Șmecherie, șmecherie. Ce să zic? Respect. Bunicii ăștia care au fost în război acolo, au luptat, au făcut să fie bine. Bă, când te joci și eu pe live-uri, nu am văzut să vină din față vreun tren. Eu am văzut și am făcut accident offline, nu pe live. Stăbunicul meu a fost general SS în... Ok. Ia uite mă ce e aici. Ce e aici, boss? Că versiunea e veche. Pentru multiplayer, cu spin, sau pentru ce? Ce vrei să încerci să faci? Că nu înțeleg. Versiunea veche pentru ce? Că nu-mi dau seama. Hai să dăm pedale. Hai să dăm pedale, băieții. Băieții și fetele, dacă mai e fete pe aici. Nu se mergea pe partea dreaptă. Hai că se mergea dacă e. Hai că se mergea pe partea dreaptă dacă e. Baguri ale jocul. Bă, nu-i foarte optimizat. Am mai zis-o pe alte live-uri. Am mai zis că... Jocul rulează pe DirectX 9. Deci nu e pe DirectX 11, 12. Nu-i bine optimizat. Și aveți lag dacă aveți PC-uri mai slabe și vă băgați chestii românești. În rest, n-aveți treabă. Dacă jucați jocul standard, e ok. Calco până la podea. King Regele. Salut, King Regele. Se știe pe zona aici. Aveți grijă. Nu înțeleg jocul ăsta. Trebuie să conduci un tren, ce e așa interesant. Sebi Andrei.
trebuie să conduci, trebuie să oprești la stație, trebuie să iei pasagerii. Nu vreți să vă bag un scenariu de ăla cu manevre, că v-ați dus un scenariu de ăla cu marfare. Hai cu suta. Cum să fie pe DirectX 9? Așa e jocul, nu e optimizat, nu i-a dus la zi. Noapte bună, Bogdan, noapte bună. Mersi fain de prezență, de like, cu pichii acolo. Mă poți învăța câteva controle de bază și ce ar trebui să fac în general? Paul Achim, ai o grămadă de tutoriale. Caută pe YouTube acum, de exemplu, cum să pornești un DA. DA. Cum să pornești un DA în Train Simulator. Și îți dă tutorial. Mamma mia, pizzeria! E joc TS 2020, că încă nu l-am cumpărat pe ăsta nou. Și mă doare capul la manevre. La manevre, dacă te pui să faci creație cu manevre, cu nebunii, te-ai dus. Deci nu e chiar ușor jocul. Dar na, uite acum așa cum stați voi pe live aici și vă uitați. Mamă, ce, mergi cu trenul. Dai W să adânci și mergi. Hai că dai. Nu e așa simplu cum pare. Vă zic eu. Zoltan Loci, cum se numește jocul? Train Simulator 2021. De Italpa. Premium Darius, gratis? Nu e gratis. Sebi Andrei, dacă te pui să pornești locomotiva asta, te-ai dus. Și cu diavol m-am chinuit o zi întreagă să-l pornesc. Să iei pasager, da. Nu, că băieții zice, mamă ce simplu e, mamă ce dracu e așa complicat. Mergi cu locomotiva, mă, uite, stăm, bem o bere, când nu mai faci live. Dani Petru, facem live în fiecare zi, dacă nu două live-uri, un live-ul facem sigur pe zi. De unde mergi? Mergem de la Baluta la Orșova. Cât a costat jocul? Uitați-vă pe Eneba. Eneba.com. Eu sunt Viorel. Ok. Deci uitați-vă pe Eneba.com. Aveți promo cod TITI89. Puteți să cumpărați jocuri cu 3% reducere, frumos, elegant, să fie blană, să nu fie rău. Și ce manevre să faci? Sebi Andrei, întâi cumpără jocul, ia-ți scenarii și după aia o să vorbim la capitolul legat de manevre. Cel mai fain oraș e Craiova. V-am mai zis eu. La Craiova când ajungi, nu trebuie să știi să gătești ca să iei trei cuțite. Iei trei cuțite frumos, elegant, fără găteală, fără nebunii, fără bucătăreală de asta. Avem 80, hai să dăm un 80, frumos, elegant. Să mergem mai departe. Se poate juca multiplayer? Nu se poate multiplayer. Cel mai fain e Clujul. Hai că... Cel mai fain e la Timișoara. La mine în Craiova vii și te alergăm cu pâta. Aia zic. Din Craiova, mai o bâtă, mai o vrăjeală, o măslină, o arepă de mașină. Frumos, frumos la Craiova acolo. Data viitoare nu mai mergem. Iar cu dieselul, cu tac. Ce să facem? Asta știm, asta jucăm. Momentan dieseluri. Dieseluri power. Codrea Dan, eu m-aș plictisi să joc atâta. Na, vezi? Mă, fiecare cum poate. Unul se plictisește, altul nu. Avem galben în față, avem limită de 30. Se bat în parcări de plictiseală, am înțeles. Hai că avem un pic de deal aici. O trebuie să îi dăm talpă. E frumos rău de tot jocul. Mersi, Marius, și mie îmi place. Deci în ultimul timp jocul ăsta m-a acaparat maxim. Nu știu ce. Nu știu, ai interacțiune, ai acțiune cu jocul. Trebuie să pornești aici motoare, să pui ventilații, să fii atent la limite de viteză, adică îți dă de gândit un pic. Nu e jocul ăla care te pui și te joci. Mergi WASD și mergi și te pula mea. E jocul ăla care îți dă un pic de gândit, adică îți pune creierul la contribuție. Asta îmi place la joc. Bine. Nu că aș fi o creier, dacă aș fi deștept. Dar
nu știu. Pe cât e de greu, pe atât e de frumos. Cât e de greu, atât e de frumos jocul ăsta. Gălățanu s-a abonat. Bine a venit, Gălățanu. Pare că trebuie să ți-a apăsat. Hai că trebuie să ții. Hai că trebuie. Nu trebuie să ții nimic apăsat, Sebi. Mai Summer Car, dacă vrei să faci data viitoare, ar fi bine. Shadow o să trebuiască să fac niște achiziții de jocuri. Am jocuri pe Steam, dar vreau să mai cumpăr ceva nou. N-am toate jocurile cum ar veni. Banana, hai că te bate. Pune și tu casca, căscuța în ureche acolo să nu te aude. Codrea de aia s-a abonat. Bine a venit, Codrea. Mersi frumos de abonare. Dă-i o țelă cu pedala în fund. Hai că îi dau. Hai. Am dat cu pedala în fund. Ia uitați, manetă, roșu, galben, albastru, frumos, elegant. Tricolor, tată. Vine 30-ul. Deci au venit 30-ul. Ce se mai dai? Ce se mai dai? Că avem 30 la oră limită. Câți ani ai? 30. 30 de ani jur, am șoc. Îți micuț. TSV 2020. L-am încercat. Nu e de mine. Nu e de mine. Îmi place jocul ăsta că e cu chestii, că e virgulă, cu chestii românești. Ca băieți, frumos, elegant. De cât timp faci YouTube, Mihai Fitero? De cât timp faci YouTube-ul? De când am preluat canalul ăsta? 3 luni? 2 luni jumate? Uitați să bași volanul. A, uitați, firea dracu să fiu. Firea așa dracu să fiu. Hai să o dăm pe oltenească de asta. Deși-s bănățan de la Timișoara. Și Timișoara e plină de olteni. Cum ți se pare Manu F2000? Blană bombă. Deci modul ăla cu care am jucat azi pe Euro Truck e la mare fix. E la mare fix. Au apărut Man Euro 6 pe ETS Mods. Prin Man Euro 6 este și în joc. E modul, e truck ăsta. Tractor, era să zic. E camion de la SCS, Man Euro 6. Bere ceva? Este bere. Este bere, este like-uri. Și vă tare mulțumesc pentru like-uri, pentru abonări, pentru nebunii. Bagă și ruta Dorohoi, Iași. Nu este, Iulian, nu este. Când vin oltenii în Timișoara, și ce spun? Ce fain în țara asta, Codrea de aia. N-avem nimic cu oltenii. Toți sunt oameni faini. Suntem bine. Moldoveni, olteni, bucovineni, bucureșteni. Bavaria sau Stella Artois? Bavaria, tată. Mersi frumos. Asemenea și vouă. Mulți înainte. Sănătate multă și să fie bine, să nu fie rău. Hai să dăm un pic de gaz. Că avem 30 la oră și pe aici pare că ne cam chinuim un pic cu trenuletul nostru. Solot Bogdan s-a abonat. Bine a venit. Eu sunt oltean. Păi n-am zis nimic, boss. Am zis că moldoveni, olteni, sunt toți oameni. Putem să bem toți o bere împreună, separat. Nu-i panică. Respect la toți oamenii de pe zonă. Eu sunt din Moldova. Say my name, papi. Iulian Iușcă, Lușcă, Iulian ăsta. Iași n-avem. Așteptăm pe viitor să vedem ce se întâmplă. Poate apare ceva cu Iașul. Cum e prazul la Olteni. Prazul de la Olteni e cel mai blană bombă. Trăiască Moldova, trăiască Oltenia, să trăim și noi. Să trăiască și Banatul pe lângă voi. Eu din Banat, de la Timișoara. Hai să-i dăm o salvare, să nu facem căcatul praf la sfârșit. Japonia, anul carasului, Gălățanul Gabriel, aia zic. Anul carasului, boss. Cine știe, cunoaște. Ia uitați la locomotiva asta cât e de frumoasă. Ce să mai ziceți, bă, băieți? Românica. Bine, asta era în... Era în vremurile bune, că acum Pumpariu, care e cu rugine, cu toate alea. Ce anume trebuie pentru a juca acest joc? Adică pe lângă de a-l cumpăra.
Vezi că ai în descriere, Marius, tot ce ai nevoie pentru a băga chestii românești. Trăiască CFR-ul, aia zic. Solot Bogdan. Aveți în descriere tot ce aveți nevoie. Link-uri, site-uri, nebunii. Care e interesat să-și bage chestii românești pe joc. Să dai drumul la căldură. Băi, dar n-am pune căldura. Încălzire. Gata, am pus căldura. Gata, gata. Mersi, mersi materie, mersi. Îmi place că ștergătorul trece prin parbriz. Unde pus? Trece prin parbriz? Hai că trece dacă e. Hai că trece! Trăiască Adrian, trăiască! Cum trece prin parbriz, boss? Un orb era să fie călcat de un tir. Practic și-a văzut moartea cu ochii. Bună asta, bună, bună. Și-a văzut moartea săracu. Săracu, nu a văzut toată viața lui, a văzut moartea cu ochii. Bine, boss, bine, boss! Din interior, mai sus, pe la perdea, ștergătorul. Și? Stai că nu înțeleg. Care e faza? Te-am întrebat ce faci, oi? Ce faci, oi? Bine, ei. Uite, conduce, măi. Bă, nu-mi dau seama ce ziceți voi cu ăsta prin parbriz. La mine se mișcă ok, adică pula mea, nu știu ce vedeți voi. Ăsta e pe interior aici, adică... Dacă sunteți mai experți voi pe treaba asta, apar n-am. Jerks, seara bună, seara bună. Andrei Miu, dă-i claxon. Hai să dăm un claxon de asta pentru băieții la valoare, care este băieții cu like-uri, cu abonare, cu nebunii. Știi moldovinească? Nu știu, nu știu. Ăla e mecanismul pentru ștergător, aia zic. Adică nu e niciun bug. Așa e și în real life, adică aveți treaba asta care se mișcă. Dar na, poate băieții știe mai multe ca mine. Eu nu pot să mă contrazic cu voi pe aici. Băieții care știe trenuri. Băieții care știe trenuri. Scuze eu. Pula mea. Hai să-i dăm așa un pic. E acționare manuală, probabil. Probabil, da. Face parte din ștergătură, aia zic. Adică... O să te învoț eu, ia auzi, V6 4 power să trăiești boiere, să trăim toți, să trăim, să fim sănătoși, să nu avem coviduți, că nu-i combinație. Mai avem un kilometru până la Valea Albă, avem galben în față clipocitor, deci o să avem un 10 la oră. King oficial, salut, salut! Mai avem bilete, bă, băieți. E la bilete, ho-ho, câte nu e. F1. Hai să dăm bătaie. Mersi de follow. Vă dau follow acolo pe Instagram, da? Cine dă follow pe Instagram, urmăriți, nebunii. Vă dă băiatul follow back de ăsta. Hai să dăm un pic de pedală. King oficial, nu facem promovări. Poate pe viitor facem ceva. Vedem. Nu panică. Berbi, ce zici tu acolo? Nu te-am citit. Bogdan, merge treaba, domn mecanic. Încet și prost. Dar învățăm, nu-i panică. Nu-i panică. Oh, că avem aici 10 la oră. Avem limită de 10 km să mă bată mama. Pe unde ești? Suntem la Valea Albă. Valea Albă, linia 1. Trebuie să facem o mare, mare oprire pe aici. Hai să lăsăm încet. Apar abonații pe ecran. Vlad 57, apar. Ce telefon ai? Am un Note 10 Pro. La fel merg și trenurile Galați, București. Ia uzi. Nice. Trebuie să oprim aici ca să luăm pasagerii.
Vrei să te învăț o moldovenească? Păi și nu mă înveți tu? Păi și nu mă înveți tu? 90 plus! 90 plus! Ăla-i de să mă bată mama. 90 plus, bă, băieți. Mamă, ce deal e aici! Nu mai zic nimic. Hai să dăm pedale. Hai să dăm pedale până la stație. Am văzut ceva specific românesc în videoul ăsta. Alex Coman, cât costă jocul? Jocul găsiți pe Neba. Nu e foarte scump, dar aveți chestii românești separate. Intrați în descriere ca să vedeți ce trebuie să vă cumpărați ca să jucați cu chestii românești, cu virgulă, chestii românești, să nu facem cacofonie. Hai să punem un pic de frână. Să luăm și pasagerii, cum ar veni. Am lăsat follow pe Instagram, bine boss, îți dau follow back acolo, da? Oliu, ce se întâmplă? Trebuie să mergem mai în față. Trebuie să mergem mai în față puțin, hai că se poate, un pic mai în față. Dar ce bei tu acolo? Bem o bericică. Bem o bericică. Cum ne place nouă. Pe Germania aici, că ne place berea mult. N-avem ce să facem. Mamă, stația asta e de n-aia cu... Am înțeles. Am văzut că ai și pe panorama aia de Pavel. Panorama de Pavel, a? Avem 210 like-uri, ia să vedem. Ia, stați să verific și eu, că voi mă mințiți aici. 210 like-uri? Nu cred. Ia să vedem. 211 like-uri și 3 dislike-uri. Creativ, te costă mai mult de 100 de euro. Poți să te uiți pe site-urile din descriere. Dar te costă mai mult, da. Mai avem de făcut o singură oprire și anume balota pe linia 1 cu grijă înainte. Haide! Bun. Rămâneți pe zonă că mă duc să bag o țigară și revin. BRB. Rămâneți pe zonă aici. Dați cu like, cu abonare. Dați la unchi, la nepoți, la strână nepoți să vină pe Livianu aici. La o bericică, la un trenuleț. BRB, guys. Două minuțele. Listen.
Gata, lume, a revenit băiatul vostru aici pe zonă. Hai să dăm cu ultima stație. Ultima stație, Vescan, vreau să zic o ghicitoare, poți să zici, clar. Zic o ghicitoare. Avem bifa. Avem bifa, dăm un F2. Și mergem mai departe. După ce scoatem frâna de mână. Haide, băieții și fetele. Mihai, salut. O, uite mă, că și-a schimbat Mihai culoarea. Are altă culoare. Bă, bine Mihaiță acolo. Culoarea de-aia frumoasă, elegantă, cât de cât. Sebi, seara bună. Hai să mergem mai departe. Ultima stație. La Balota mai avem 4 km. Și facem scenariul complet cum ar veni. Terminăm, opa, că avem 10 la oră aici. Ok. Ok, hai să o lăsăm încet pe aici cu 10 la oră. Fernando, salut. Salut și bine ai venit. Nu uitați că avem și Discord. Care vrea să intre pe Discord acolo, să stăm la o bârfă, la o caterincă, mai punem filme seara. Și cred că azi o să fie o zi de un film ceva, că n-am mai văzut de mult un film. Care vrea să intre pe Discord acolo la filmulețe, sunteți bineveniți. Da, Mihai, da. Cu cât înaintezi în timp, se schimbă, se face. Vreau să mă ocup acum de, nu știu, sper să găsesc pe cineva care știe să facă... Mihai, te pup, Mihaiță, Mihai de la Bercenaru, hai că pe tine tu ești Bercenaru. Să văd cine știe să facă emoticoane de astea personalizate pentru membership, să găsesc pe cineva, nu știu, un grafician de astea care se pricepe. Blană bombă, hai noroc, Mihaiță, sper că bagi și tu ceva la acolo sub nas. Și vreau să fac niște chestii de-astea pentru membrii mai personalizate, așa. Niște emoticoane, niște nebunii. Vedem, poate găsesc pe cineva. Marius Nicu, mâncați așa talentul tău. Ai venit pe zonă, că n-ai ce să faci. Sunt mai simpluțe. Vreau să pun niște Real Gaming. Seara bună. Vreau să pun niște, nu știu, la... niște emoticoane cu camioane, cu trenulețe, cu nebunii, adică ceva mai... O să mă interesez să văd. Seara bună, Snopică! Ce fac, mă, Snopică? Râzi acolo, mă? Râzi firea de acolo. În loc să dai like, să te abonezi, a treia oară sau a patra oară să apară pe aici, pe live la noi, alertea blană bombă, tu râzi. Bine, boss. Care mai e la film? Care vine la film, intrați pe Discord acolo. Apăsăm și noi butonul de like, hai că la pasă, oricum am făcut like-uri, avem like-uri, ne ajunge o săptămână. Ne ajunge o săptămână, 200, ne-am dus, avem și dislike-uri, aia, acum se mai întâmplă. Dani Spartanu, mișto jocul, e frumos, e realistic. Cum ar veni, hai că avem 30-ul. Hai cu 30-ul băieții la deal aici. Deci, da, care vrea să vină la filmulescu pe Discord, sunteți bineveniți, da? Intrați acolo. Mamă, dar greu urcă. 3 km până la ultima... Mamă, nu-i ultima. Uee, cât e scenariul ăsta, nu mai zic nimic. Deci ajungem la Balota. O să trebuiască să lăsăm niște vagoane. Și plecăm mai departe către Orșova. Perfect. Hai băieți, cum avem. Ar merge o locomotivă și pe măsură ce avansezi să se mai adauge un vagon sau ceva de genul. Da, ceva de genul. Încă n-am o idee fixă cum vreau să fac, dar mă gândesc. Să fie și, nu știu, să faci și cu camioane ceva, cu camioane. Că jucăm și eu, dacă
American Truck și așa mai departe. Dar vedem, vedem, o să mă gândesc să văd. În primul rând să găsesc pe cineva care știe să facă, care știe să facă treburi de-astea mai personalizate, cum ar veni. Mamă, de când suntem live, boss? Boss, de când suntem live? Cred că avem 3 milioane de ore de live. Acum 2 ore. Hai că suntem bine. Suntem în grafic. Vescan, poți să zici, poți să zici. Aia zic, Mihai. Trebuie să mă gândesc la ce vreau să fac. Mă bag eu la o încercare. Ok, Mihai, ok. Pe unde ai ajuns? Suntem aproape de Balota. Suntem aproape de Balota, am plecat de la Orșova. Ce se aude în continuu și nu se vede? Nu știu, Vescan, mai lămurit Bușteanu. Așa de greu cu 3 vagoane, așa pare. E un pic de deal de asta. E un pic de deal și merge mai greu locomotiva. Ia uitați-o. Ia uitați-o, mâncau artata pe aia de locomotivă diesel. Cum îmi place mie diesel, frumos, elegant, cât de cât. Ce mai place, măi leu. Ecoul. Bine, Vescan, pe glumă acolo. Foarte bine, foarte bine. Dicitoare de aia de care nu știm noi. De care nu știm noi. Frumos, frumos. Mergem mai departe, după care spuneam depoul CFR Târgu Mureș. Ia uitați, Târgu Mureș aici pe zonă. Hai să lăsăm încet că avem limită de 30 la oră. Darus Militaru, salut din nou. Salut, salut, ce bine ai devenit. Chatu, alo, chatu a nebunit, nu mai zice nimic, a luat o razna. Cât e scenariul ăsta, bă, băieți, e lung în draci. Loading. Sebi, tataie, noapte faină să ai acolo. Noapte faină și mersi de like, mersi de prezență, de susținere. Câte tone, nu știu, boss, câte tone sunt. Toate tonele sunt la mine. Toate tonele sunt la mine, sunt morde. Am și eu trei vagoare după mine. Cred că n-avem multe tone, dar... Suntem aici cu tine, Marius Zoucan. Bine, boss, aia zic. La 4 deșteptare. Ok, mergi la muncă, schimb unul. Hai că se poate. Niciodată la personal n-au fost toate vagoanele de același fel. Cred că ideea românească, diversitate, da. E 11 fix. E 10 fix. Cineva ne iubește Dumnezeu. Am făcut like-uri azi fără număr, fără seria. Sebi, salut. Bogdan PTM, seara faină, mersi de prezență, de like, de susținere aici, de tot, da? Claudiu Fedor, salut! Bine revenit! Pe zona la noi aici. Hai cu 30, mâncați-a și talentul tău. Mamă! M-a luat și foame acum ar veni. Am băut două beri, deja mi-e foame.
Nu mai zic nimic. La mine arată 11 fix. La mine arată 10. Bine, spre Germania se pune. O să joci Scrap Mechanic? Și dacă da, joci cu mine? Cezar, o să mă uit la joc să văd despre ce e vorba. Și dacă e ok și îmi place, o să ne jucăm. Nu-i panică. Nu-i panică. Facem revelionul pe șine. Păi și nu facem noi. Dăm niște artificii de astea pe aici. Frumos legat prin pădure. Să fie bine, să nu fie rău. Niște artifică de astea prin pădurice. La mine ora 9, Anglia. Ok, ok. Mai avem un kilometru până la Balota, linia 1B, călători. Eu fac revelion între cazuri. Da, bravo. Bravo, boss. Da, bravo, boss. Dar ce greu urcă ăsta, mâncava și sufletul să vi-l mănânc. Cred că are toți cai smurs la locomotiva asta. La virgulă, locomotiva asta. Ai oameni? Avem oameni, ia uitați. Hai să stăm un pic în vagon. Cam așa arată vagonul nostru, bă, băieți și fete. Frumos, elegant, cu niște mahon de ăsta românesc. Hai că mahon, hai că mahon. Closăm încet. Mulțumesc. Cu plăcere. Atenție la neutră, hai că avem neutră așa. Hai că avem. Jmecher, jmecher, jmecher. Bă, guys, cred că o să opresc eu în stația asta. Și cât mai avem până terminăm scenariul ăsta? Mai avem una, mamă, mamă. Cred că îl terminăm mâine, cum ar veni, că m-a luat foamea, adică nu vreau să stau să mă plâng de foame pe aici pe live. Ce muncesc în real life, Aris Șocoran, muncesc la Amazon. Pentru Amazon, Amazon Germania. Îi dau un save, o să-i dau un save, da, îl oprim aici. Și o să ne retragem, băieți. Că na. Până unde trebuie să ajungi? Până la Orșova. Dar durează. E scenariul lung și durează mult până suntem la Balota acum. Am ajuns la Balota. Hai să mergem un pic mai în față. Am o verișoară ce lucrează pentru Amazon, Germania, dar din România. Oh, frumos, frumos! Zici că real jocul, să moară baba. Bă, sper că vă place și vouă, adică pe mine în ultimul timp m-a prins maxim jocul ăsta. Îs pateu la el, adică nu știu eu prea mult ce să fac pe aici, dar nu știu, e la mare fix, îmi place maxim. Îmi place maxim. Uitați cum arată. Uitați cum arată, bă, băieți. Cu grafică, cu calitate, cu tot ce vrei. Tot ce vrei. N-ai cum, n-ai cum. Trebuie să-l pornești de dimineață ca să-l termin, da. Adevărat, adevărat. Bă, guys, o să încărcăm pasagerii, o să dau un save aici. Hai să dau un F2 după ce se încarcă băieții. Și o să continuăm, probabil, mâine. Să continuăm treaba asta, că, na. Ultima stație. Avem de făcut un retur la Orșova, așa că mergem pe capul Y de manevră. Bun. Îi dăm un F2, îi dăm o salvare. Îi dăm un save frumos, elegant. Și o să ieșim din joc. Da, e cu manevră, e cu manevră. O să mă duc și o să mănânc aici, că mi-e foame. Mi-e foame, bă! Mi-e foame! Mersi, mersi de like-uri, de prezență. Am făcut, ia să vedem, like-uri. Câte am făcut like-uri de-astea, blană bombă. Am făcut 220 de like-uri, băieți. Mersi frumos. Băieți și fete, da, să nu facem o diferență de asta. Avem și oameni pe Livianu, deci ne vedem mâine. O să continuăm scenariul mâine, nu știu când, la ce oră, habar n-am. Hai cu 400, hai că 400 dacă e.
Vă doresc o noapte minunată și ne vedem tomorrow, cum ar veni. Baftă maximă, guys!